Ai spus așa, Onei ca nimeni care nu are coloană vertebrală. Uitați-o aici în platou. Săraca de tine. Săracă ești tu. Ți-am permis prea multe. E atât de frică de tine, Andreea? Vă zic să nu mai vorbiți, că toate vă dați deștepte și nu-i cazul. Ești de pe altă planetă? O femeie cu stil, stilată, trebuie să fie, pe lângă faptul că se îmbracă bine, trebuie să fie și deșteaptă. Roxana, vreau să înțelegi ce spun. Înțelegi ce spun? Da. Explică și concurente, că concurenta nu înțelege. Treci la modernism. Mie îmi place în seara asta. Ce propune ea, cred că, nu știu, nici 1% din cei care se uită la televizor nu s-ar îmbrăca așa. Stai o secundă, că acum chiar trebuie să intervin. Fetiță, aici totuși nu facem lecția de modă. Ținutele mi se par unele de parte. Trebeți și am pretenții de la tine. Ai sutien negru sau mi se pare nici? Dar vreau să verificați dumneavoastră. Păi vine, o să verific. Au! Cristina, din punctul meu de vedere, se vede foarte tare disperarea de a fi în centru atenției. Dacă tu vrei să crezi că sunt disperată, poți să crezi absolut orice, că părerea ta nu contează. Dar nu te-am întrebat, eu încearcă mereu să pară foarte inteligent. Nu încerc să par așa sunt, asta tu n-ai înțeles. Nu vă gândiți că nu m-a trăsnit pe mine, am avut parte de ajutor. Bun găsit, dragilor! Bună seara! Te-am regăsit, regine splendidă! Ce faceți? Bine? Foarte vrem bine? Vrem să le tocăm, mărunt, mărunt. Ia uzi, am suntem pierți, practic, să le vedem pe concurente. Eu mi-am pus un... Și crezi că se vor organiza mai bine cu treaba asta? Doamne ajută! Eu zic că ar trebui să se organizeze nu de alta, dar edițiile astea, săptămânile astea, ne-au cam trecut fetele prin toate stările. Ba ne-am certat, ba ne-am supărat, ba ne-am împăcat, dar totul e bine când se termină cu bine, de acord? Da! De acord, sperăm că și astăzi se va termina cu bine, pentru ele să intre celebritățile! Bun găsit, fetelor! Bună! Bună! La 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 la. Bine, dacă vrei. Dă-mi un la. De unde să-ți dau? Asta e. Mă bucur tare mult că ne revedem. Avem o cifră magică ce stă în fiecare zi în dreptul intro-urilor mele. 3. 3, câte 3 steluțe magice pentru fiecare dintre voi în fiecare ediție. Asta vă poate aduce imunitatea la momentul potrivit, însă nu intrăm acum în detalii. Vreau să lăsăm competiția să ne bucure cu imprevizibil, de ce nu? Și cu mult succes pentru voi. Ocupați loc, fetelor! Dăm startul defilărilor astăzi cu una dintre cele mai competitive concurente din Bravo I Still Celebrities. Este motivată și, din punctul meu de vedere, încearcă foarte mult să fie cameleonică, să-și transforme stilul și, de ce nu, cu totul imaginea publică. Andreea Tunciu.
Bun găsit, Andreea! Don't tell me what to do! Da, mă rog cu Regina. Păi nu, dar să știți că oricum am o suferință majoră zilele astea. Care e? Ce dragă? Fii atent, Nașul nu vrea să joace cu mine cu ponei ăștia, da? Nu. Tu stai cu Jean în braț. Normal. Am rămas eu și cu ăștia doi, practic. Cât pot să-i joc eu singură? Joacă-te singură. Cât pot să mai mă joc singură? Nu te mai juca cu ei. Mă enervați. Lasă-i și pe ponea că au ajuns la fel de cunoscuți ca Revoluția din 89. Păi și cum o să ajungă în curând pantofilul Tonciu. Da, am înțeles. Petiță, dă o dreacă cu pantofii aia că i-a văzut și bunica lui bunica lui bunică miu. Îi mai vezi odată. Da? Da. Hați, frumos, Andreea. Unde mergem astăzi? Ilinca, mă duc să cumpăr un motan și o pisică. Așa. Pentru că vreau ca motanul să-l dresez cum îmi place mie, iar pisica să o iau să mă turcui așa pe jos când sunt nervoasă. Ce vrei să faci cu pisica? Asta, nu e bine, nu e bine ce ai zis, mai zi odată. Să te zgârii cu pisica, să vă zgâriați amândouă. Da, și după aia să ne iubim. Așa și după aia, așa, deja gata, sunt de acord cu povestea ta, Andreea, mulțumesc. Nu de alta, nu vrem să vorbim despre astfel de lucruri la televizor. Ai spus despre Roxana, Andreea, la testimoniale după ediția trecută că nu are coloană vertebrală. Din păcate are. Nu sunt supărată. Sunt doar, cum să spun, atacată din orice unghi, din orice astea, înțelegi? Cum poate să spună o nei ca nimeni? Cum poate să spună o femeie care nu are coloană vertebrală, doamnelor și domnilor, o femeie care nu are coloană vertebrală și a apărut la TV doar prin lucruri nu demne de o femeie, să mă caracterizeze ea pe mine ca și când eu apar la TV cu scandal. O părere e ok, dar eu n-am coloană vertebrală. Tocmai asta le deranjează. Ok. Dar bine, care e ea? Poate nu o să mă vezi și pe mine ce înseamnă. Ce se face? Avea coloană vertebrală. Andreea Tonciu. Cred că confunzi persoanele. Andreea, nu vreau să vorbească, e supărat. Asta mi se pare mie. Nu, nu aici am treabă. Uite, e a doua oară când se întâmplă asta. Colegii mei au încercat să dezbată subiectul acesta și în culise și tu ai refuzat să discuți. Da, acum Elinca, te-am întrebat și iarăși răspunsurile tale sunt foarte vagi. Da, pentru că m-am săturat să vorbesc despre acest subiect, Andreea Tonciu și Roxana Nemes. Mi se pare că deja ajungem într-un punct în care mie nu o să mai îmi placă. Și nu vreau să reacționez într-un mod mai neplăcut. Și prefer să tac. Pentru că mă enervez foarte repede. Bine, arată-ne de ce ești în stare. Se pare că stare de foarte multe lucruri. Arată-ne. Dar nu vreau cu tine să mi arăt lucrurile. Da. A, până acum nu le-ai arătat. Nu! A, deci ești în stare de și mai mult. De mai mult, normal. Păi și ce face Andreea Tonciu? Se lasă? De toate face. Ceea ce nu faci tu în public, aia face Andreea Tonciu. Păi arată-ne și nouă. Ce-am mai râs? Arată-ne și nouă. În egală măsură, Andreea, tu singură ai făcut astfel de afirmații la testimoniale, nimeni nu ți-a pus cuvinte în gură, nimeni normal, nu te-a obligat să spui ceva. Normal. Ai spus așa, o nei ca nimeni care nu are coloană vertebrală. Păi da, uitați-o aici în platou. Da, cine este Roxana Nemes și o reprezintă pe Roxana Nemes? Voce nu are, artistă nu este. Cine este Roxana Nemes? Vreau să știu și eu ce este Roxana Nemes și ce reprezintă cineva. Roxana Nemes, dacă reprezint nu sunt singură, prea indiscretă. La 31 de ani, nu trebuie să mă în primul rând, nu poți să vorbești peste mine. Dacă ai cei 7 ani de acasă, dar se vede că nu i-ai și vorbești. Ba da, toate aveți. Încerca să nu vă jigniți fetelor. Ok. Hoțul pe hoț acuză, sau cum era? Cum? Hoțul pe hoț acuză. Hoțul strigă hoțul, așa. Da. Mi-e foarte frică de Andreea Tonciu. Nu mai pot. Deci nu mai pot. M-am încălzit toată. Nu mă interesează ce aberează această femeie. Pentru mine este zero egal. N-am nicio treabă cu ea. Nu mă interesează despre ea. Poate să mă facă cum vrea, pentru că nu stau să mă mai cobor la nivelul ei de insectă minusculă. Săraca de tine.
Țăracă ești tu. Și vezi cum vorbești că nu-ți permit. Ai înțeles? Ți-am permis prea multe. Opa. Ai înțeles? E atât de frică de tine, Andreea? Că nu trebuie să-ți fie frică de mine. Mai pot. Dar nu-ți permis să-mi vorbești tu mie așa, ok? Cum? Cum? Dar cum ți-am vorbit? Cu săracă. Săracă ești tu. Păi ai înțeles? Nu mai pot și am zis săracă. Știi de tine. Știi ce înseamnă a fi sărac? Te întreb. Știi ce înseamnă a fi sărac? Nu. Uite-te știu. Pe tine și te descrii singură. Am avut ai înțeles? Am văzut ce ai avut. Am văzut ce ai avut. Aici vorbim dar poate Milinca de sărăcie. De mâncare, uitați cum zic? Mă jignește și spune că sunt săracă. Săracă ești tu. Dacă o luăm pe românește, săracă ești tu, draga mea, că eu n-am venit în București să mă combin cu unul și cu altul ca să am ce să mănânc, da? Și să mă facă artistă, în ghilimele. Zine cu Andreea, nu, Ilinca, despre asta vorbim. Se pare că mă cunoști mai bine, spune-mi și mie, să știu cine sunt. Spune-mi. Cred că putem să depășim acest moment nu, cu cine, ce este, ce a făcut. Cu toții sunteți cunoscuți opiniei și cunoscute, pardon, opiniei publice, celor care vă urmăresc, așa că nu mai are sens. Alexandra, cum arată ținuta? Și costumul ăsta, parcă a mai trecut prin fața ochilor. Da, a mai fost, dar eu l-am cumpărat de ceva timp și trebuia să-l port. Am înțeles. Doamne, Andreea, da... Să mor eu, preferam manelele pe care de fil înainte. M-a zis? Ilinca a zis să mor eu? Da. Wow, îmi place de tine, draga mea. Dar nu știu, așa m-am plictisit cu piesele. Sunt frumoase, dar nu te mai recunosc ce se întâmplă cu tine. Așa, când apare ca o boare, treci. Așa mai un pic și o să mă schimb un norișor. Mă schimb, draga mea, la 90 de grade. Așa vrei mă tu? Pot schimba, da. Sau așa ar vrea altcineva? Nu vrea, vreau eu. Tu vrei? Cine altcineva ar putea să vrea? Echipa care se ocupă de mine, Ilinca, am un staff foarte mare în spate pentru că sunt o artistă desăvârșită și trebuie să am staff. Ești o celebritate desăvârșită. Da. Tu ai zis, când spui Andreea Tonciu, spui totul, deci mă aștept să ai normal. Și un staff. Și am zis că poate se întâmplă o rebranduire totală. Da, deci mi-e doar de puțină acțiune, de puțină nebunie. Stai, poate urmează, nu se știe niciodată. Păi, te las cu tine, draga mea, prezent. Să faci mai multă acțiune decât mine, că eu am obosit. Ce zici nu de cred, asta? Nu te las pe tine, că poate ești mai talentată decât mine și... Da, eu nu, vreau să, nu pot să Ilinca, vreau ceva. Să le las și pe fete. Da. Eu n-aș putea să mă compar cu tine pe zona aia, eu încerc să fac de ceea ce nu? Ține de mine. Eu cânt, eu sunt mai bun pe emoții, așa, nu pot să mă schimb acum, să mă dau peste cap și să devin ceea ce n-am fost. Dar încerc niciodată să fac față distracție. Și asta e adevărat. Vorbă mare. Da, nu credeam că o să vină momentul să spun că m-am plictisit de zona asta de cucoană în care tot vin ultima vreme. Păi doar sunt o cucoană și eu. Totuși, nu? Tu ești ce vrei să fii. Când vrei să fii, sunt, poți să fii fan fatal, ești și copil. Când, când sunt cucoană, sunt cucoană. Când sunt vampă, sunt vampă. Când sunt mamă, sunt mamă. Dar nu mă tot duc timpul. Dintr-o zonă în alta. Dar nu tot timpul. Dar n-ai mai fost de mult. Ai venit așa, o doamnă de săvârșită. Ce? Adică eu mă uit în urmă și îmi dau seama că nu mai țin minte ținutele tale din săptămânile trecute. În schimb, le țin minte pe cele de la începutul emisiunii. Cred că ai greșit cu schimbă în stilistul, sincer. Dar nu am schimbat stilistul, mi le fac singură. A, e ok, adică e un stil frumos, curat, rafinat, dar nu reprezintă, nu înțeleg de ce tace, de ce se supără. Andreea, come back! Acesta este stilul meu, Alexandra Ungureanu. De ce n-aș putea să am stilul ăsta, te întreb? Poate eu așa vreau să mă îmbrac de acum încolo. Este vreo problemă? Când n-ai ce să comentezi despre mine, spui chestia asta. Uite, ăsta este noul meu stil care vreau să-l abordez și pe care vreau să-l port. Îți spun eu, Alexandra, a revenit la stilistul ăla pentru că i-a făcut poză și e stilul lui. E stilul cum îmbrăca. Nu e. Nu e. E altul? Altfel frumos. Auziți, frumos. Dar ce vă interesează pe voi, dragele mele? Dar dacă eu aș avea stilist sau nu am. Cât timp această emisiune ne permite să avem stiliști? Dar nu e o problemă. De ce v-ar interesa dacă Tonciu are stilist? Doar comentam, mă referam la niște ținute de ale mai de vă dați seama că voi nu mai dormiți noaptea. Mă, o avea Tonciu stilist, mă, de la mine. S-o îmbrăcați. Replica asta cât e de la importantă mine. Sunt eu pentru voi? Iubita mea, da, am destule frământări, dar a venit vorba să comentăm și eu spun ce consider, uite acum. Ok, îți place ținuta mea, date. Făcută de mine? Da, e drăguță. Mulțumesc, drăguță, Alexandra. Zis, nu mă izbește așa cum au fost altele care mi s-au părut mult mai îndrăznețe. E clar, Andreea nu este într-o formă extrem de bună astăzi, o supără, o necăjește ceva, dar hai, poate cu steluțele reușim să te înveselim, Andreea, te rog.
dragă, că zici că cântă pe bune, le-a lăsat piesa asta, le plăcea piesa, fetiță. Eu dă vreau să interpretez. La ce? Păi interpretează. Auzi, bine că mi-a ridicat dracului tonul, că de două zile și mai... Dar ăsta e rolul meu aici, să ridic tonul sau ce trebuie de două zile? Da, ca să aud eu mai bine, că n-aude mă tamare. Aici am venit să latru în primul rând. Latră. Păi latru când vreau să latru, auzi să acum aș vrea. Dacă s-a vorbit ieri 6 ore și 40 de minute despre faptul că vor fi depunctate piese care au apărut și răsapărut. Exact. Ce cață-s costumul ăsta? Era cumpărat domnul Munteanu și trebuia să-l atunci sper că știi că ce urmează. Că dacă, eu știu, de-aia mi-a și dat pupicul ăla. Dacă cetățeana aia n-a luat stea ieri pentru și a venit cu alta. Eu i-am dat cetățeni cealaltă pentru că făcuse ceva cu cetățeana de rochie. Păi adică am făcut ceva. Nu, n-ai fetiță. N-am făcut nimic. Dacă tu vrei să iei costumul ăsta și să spui că domnule am făcut un styling în costumul ăsta, pun în picioare o pereche de pantofi la care chiar nu m-aș fi gândit. Un gen de top sau un gen de cămașă sau adică Tonciu, e cum să spun, ok, nu e greșit, deși mie pantofii nu-mi plac în combinația asta. Nu e greșit, dar nu l-ai animat până ceva. Măcar vin cu o broșă, cu un cer... Nu știu, aș nu știu cum să fac să înțelegi. Aș fi pus o bustieră. Bustieră, aș broșă, floare, mai mare. Niște ochelari rotunze, nu, să-i fac ceva. Și ieri și azi mi-ai venit de zici că intri la 8, dai cu cardul la Metrorex și începe la 8 programul. Și la 15.30 plecăm. Băi, toți le pui, te prezentai. Când veneai tu într-un chilot, practic, și te puneai aici la domnul Botezatu, aici și ne făceai tot felul de fente și de alea, ai fost destul în zona asta. Potolește cu cuconismul. Îți stă bine, arăți splendid la păr, îmi place costumul, ți-ar sta bine, stai, stop. Cu coană era Ioana Celibidache. Asta nu ai e cuconism. Fetiță, dar... Asta este amploiată. Ia, ai chef deci, să te contrazic. Păi, dar n-am chef să mă contrazic dacă îmi zic cuconismul. Dar nu se înțelege că ăsta e cuconism. Bine, este fetiță, babă. Cu coană era Ioana Celibidache. Asta este amploiată care își face conștiincios meseria cu dragoste, cu dăruire, cu nu știu ce, dar atât. Și ce este greșit, domnul Munteanu? N-am spus că e greșit, iubita mea, n-am spus că e greșit. E repetitiv, e obsesiv. Ah, ne-am pupat măcar pe ideea cum să tăcem dracu amândouă. La mine nu este repetitiv. De ce nu puncta și la mine ținutele mai simple și mai adică săptămâna asta ai venit în trei... concurentă care am venit așa. Ai venit săptămâna asta cu un costum superb. Săptămâna asta ai venit cu un costum superb, acela cu imprimeuri. În rest, jeans și sacou bej. Care e diferența între ținuta de ieri cu jeans și sacou bej și ținuta asta de astăzi? Sunt fix identice, copy-paste, tot luate, dacă le iei, sunt o variație pe aceeași temă, dacă vrei. Și săptămâna trecută adică ai avut variație pe aceeași temă. Adică ieri aveai sacou cu tricouaș maiauț alb și jeans, azi ai sacou cu maiauș tricouaț alb cu pantaloni. Și săptămâna trecută ai avut variație pe aceeași temă. Asta este costumul ăla, nu era costum, era să mă ierte Dumnezeu, Bașca oricum costumul a fost, Andreea, iar revinos tu și bagă tu niște styling-uri cum știi tu mai bine, pe sistem. Nu că ai arătat urât, Doamne ferește, repet. Nu că ai arătat urât, dar nu o să-ți dă astea. Nu, că și pe alea, cum le cheamă, pe celelalte două, cum le... Nu mi-ați dat. Cristina și Octana ieri le-am depunctat. Da, dar au venit la... Deci, eu așa zic, că ține și de cum au făcut styling-ul. De exemplu, Cristina n-a... styling, să mă ierte Dumnezeu. Cristina n-a făcut nimic la... Cristina, nu... Roxana. N-a făcut nimic la... N-a făcut nimic, ai făcut pe naimă. N-a făcut nimic la acea... nici la acea rochie scurtă, nici la acea rochie lungă, deci erau variațiuni pe aceeași temă, era ca Ilinca-i unul la unul, fără nimic altceva. Eu zic că aici a fost s-a făcut un... La Cristina a fost un turban, dacă stau să-mi aduc aminte, nu? Cristina a fost mai bine decât Roxana, iar ce-i drept? Dar oricum, nu contează. Eu zic că aici există un styling, într-adevăr, pantofii sunt văzut și sper să nu-i mai vedem în platou. Eu... Nu. Gata, dă-i naibii, indiferent cât de bine s-ar potrivi într-un styling. E ceva corect, frumos. Acum, dacă o vedem numai în kilot sau dacă publicul de acasă o vede numai în kilot, atenție, o să o cataloghezi, o să zic că să chilotărește în fața lui Botezatu. Că bine, să nu se chilotărească, să facă orice, dar numai dacă să vine așa, stai, e prea băbită. Nu i-a zis nimeni să vină doar în chiloți. Deci, voi aș sugera să-mi vină într-o zi în piele. Să-mi vină într-o zi, nu știu, roșu spanioloaică. Să-mi vină într-o zi etno. Să-mi vină într-o zi bohoșică. Să-mi vină într-o zi rochistă. Într-o zi panchistă. Într-o zi nu știu ce. Costumul ăsta
este asta cel înseamnă pe care să schimbi. Costumul ăsta este cel pe care l-a purtat Dea când Pia, când i-a dat Dea, nu e ăla? Bine, da. Dar arăta ca naiba. Acum, să fim realiști, arăta ca naiba pe păi, cine l-a purtat. Arăta ca naiba pe cine l-a purtat, dar nici și pe Nemes nu arăta rochia, adică măcar pe aia săraca arăta nasol costumul. Dar rochile pe amândouă și pe Nemes și pe Ilinca arătau impecabil. Și tot noi i-am dat. Bravo, Estil. Mulțumesc. Andreea, schimbă-te. Mulțumesc, Andreea. Eu. Dacă eu vorbesc încet nu, și nu aud acțiune în jurul... Dacă vezi că tot să se face și din ăla eco. Dacă nu aud acțiune... Ca să nu mai vorbească, dar nu deci, reușesc nici cu ăsta. Dacă eu nu aud acțiune în jurul meu, dacă nu se vorbește, bănele, pun ton. Da. Nu adormim așa puțin. Dar nu e vreo că adormim, oricum vorbești foarte tare. Că ți se pare? Da! Și poți și mai tare! Unde-i Moise? Așu, da. Nu te pune cu el să ne jucăm cu jet de la lift. Pentru că atunci când se strânește naștru, ne ia de flutură perucă de cap, auzi? Uite, așa îmi face, așa îmi face. Hai să ne imaginăm un pic. Zici ceva de ponea. Fii chiar cu ponea. Dar ponea e treabă că îi arunc, îi sparg. Veță cu screa mea, uite care e. Hai cu ponei. Dar e unui pom ăsta aici. Păi de la el, acum vreau să facem un test. Vreau să vedem ca să țipăm un alt. Dea Codrea a înțeles în cele din urmă că această competiție necesită multă pasiune, mult adevăr și multă determinare. Și uite cum s-a ancorat ea bine rău de tot în emisiunea noastră și încearcă din ce în ce mai mult. Cât de mult, vedeți acum! Da, cred că și piesa s-a intimidat un pic, da, nu? Da, băi, dar cine, Regino, dar ne întrebă, cine-i fata asta, concurenta asta nouă? Ah, cine-i concurenta asta nouă? Da, tremur toată, nu știu cine e, nici eu nu mai știu cine e, dar mi-a dat Moris ideea asta, cred că fără să-și dea seama, în ediția Concept, când mi-a zis că îi place cum îmi vin ciorapii. Și am zis că mă duc, Ilinca, să fac o campanie pentru o firmă de ciorapi. Foarte drăguț. Bine că te-ai dus, că și pe mine m-au chemat, dar după aia am zis că era timp sau da, ce. Da, zis da, că da. Dacă e, hai că vă sun eu mai încolo. Exact. Dar exact. Dacă vrei, poți să vii cu mine, Regino. Știi care trebuie dacă poți? Să mă am un două, tu nu te mai vezi, practic, știi? Poți, pentru că tu ești prea bine, tu ești singura. Cristina Șișcanu. Da, aici sunt. Vă amintiți acum nu știu câte ediții în culise am întrebat-o eu pe Dea ce zice guru despre ținuta mea? Și a zis că e bine dacă se vede guru. Da. O, era să zic o prostie. Da. Ei, poftim, e bine că se vede guru. Dar nu numai asta, e frumos accesorizat, îmi place foarte mult, îmi plac foarte mult cercei. Mulțumesc, dar cercei am luat de la Cristina pentru că aveam niște cercei pe care i-am uitat acasă. Auzi, Dea, dar Cristina te văzuse cu ținuta asta completă și te-a dat cercei după aia? Nu, i-am cerut înainte, special. Deșteaptă și tu, că nu știu dacă ți-ar mai fi dat dacă te vedea așa îmbrăcată. Da, da. Înainte i-am cerut într-adevăr. Nu, i-am dat. Cercei oha, mai primei. De ce-ți place, Cristina? Da, foarte tare îmi place. Mulțumesc. Place și că aș îndrăzni să-i facă și un dansuleț, ca să-i spun așa, da, domnului mic, botezatul mic. Data viitoare unul mai mare și tot așa, tot dar așa. Vezi că nu mai e timp, mai repede. Nu mai e. Accelerează. Da, accelerează. Da. Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc. Andreea? Da. Îmi place că este sexy. Din punctul meu de vedere aș fi pus pantofi din lac, stiletto din lac.
Știu unde ai vrut să, în ce zonă ai vrut să te duci. Ți-am zis, normal. Știam oricum. Ok. Păi știi că nu e doar... Mai e o inspirație acolo. Dar nu știu dacă ai auzit de... Perseis, vă rog. Nu știu dacă ai auzit de Karin Reutfeldt. Nu, n-am auzit, draga mea. Știi cine? Nu. Spune-mi tu. Păi nu. Îi spuneam în ce zonă. Nu știu. Spune-mi tu. A fost editor la Vogue France. A. Și a inventat porucicul. Ok. La. Da. În afară că e sexy, altceva nu... Altceva nimic. Nu. La. Purelele alea mi se par foarte ieftine. Cerceii nu merg absolut deloc. Aș fi pus unii rotunzi. Da. Coada nu-mi place. Este din păr natural. Natural, care nu-mi place. Nu-mi place. Îmi place doar că este sexy. Atât. Asta este o strategie de a, de, de a venit așa. Și știu unde vrea să ajungă cu ea. Și știu foarte bine ce o duce capul pe ea. Este o strategie. Este o strategie. Vis-a-vis de telespectator și vis-a-vis de cei de aici, de, de jurați și de noi. Este o strategie, acum pe final, da. Băi, mă bucur că gândește asta. Și ce ar fi greșit? Dacă ar fi o strategie, că se pare că-mi iese. Sunt la egalitate cu ea. Dă-i-a în fața juraților. Mulțumesc. Bună seara! Bună seara! Bună, Dea! Bună, Raluca! Da, în sfârșit, Dea, ai ajuns și la acest tip de styling, care te avantajează foarte bine. Mulțumesc! Stă foarte bine perlele acelea. Poate că nu le-aș fi pus, dar am înțeles că ai făcut o încropeală. Nu trebuie, într-adevăr, să ai toate accesoriile de la acel brand, pentru că nu e... Cazul, ai sugerat acel brand prin Medusa de pe picior, da. Ceea ce apreciez și arată, dă-și chiar bine acel tatuaj. Poate că aș fi avut, poate am mici obiecțiuni la pantofi, dar merge, ești foarte sexy și da, cred că ai făcut un styling foarte frumos. Mulțumesc din suflet, mersi mult de tot. De dans n-ai zis nimic, tot nu mă pricep. Mai ai de lucru la știu, dans aici. Dar încerc. Dar mai avem timp. Da? Cum a zis, mă, și Șcanu a început cu un dansuleț, după aia o să facă un dans mai mare, cum era fetei? Dansoi. Și după dansul mare ce mai face? Își face dansulețul. Dansoiu. Dansoiu și după aia ce face fetei? Hora fețe, n-ai auzit. Cum face ea hora singură, sare peste nașul și face ea singură o horă sau cum? Sare peste nașul, da, pe... îi sare nașul. Și-l ia într-o horă, practic. Îl ia. Aaa, deci tu și Șcanu vrei să ne spui că practic asta este o strategie a concurentei? Dacă e bună, zic eu, că uite, a apreciat-o. E bună. Uite, stai puțin, dar crezi că el a apreciat doar faptul că a venit ea în chiloțea sau a apreciat faptul că are un styling bun? A venit în chiloți cu un styling bun. Păi și atunci ce să ne apreciem și Șcanu? Păi ce aș putea să nu apreciez la o domnișoară care vine a doua zi consecutiv cu cea mai bună ținută din... Da, băi, nene! Mi-ai luat vorba din gură, dă-l, acoperă-l. Atenție, și aș vrea să vă concentrați un pic, adică nu să vă, să te concentrezi un pic la ce încercăm să spunem de foarte multe ori prin variațiuni. Dacă aș lua ținuta pe care a purtat-o concurenta ieri și aș pune-o acum pe acest ecran și aș lua ținuta pe care o portă concurenta azi și aș pune-o una lângă alta lângă acel ecran, cred că am putea să înțelegem ce înseamnă variațiuni în styling. Ești perfectă, fetiță. Mulțumesc din suflet, Moris. Mersi din suflet. Lea Codrea mi-a amintit de toată copilăria în care mă uitam cu Jean la poze din acelea cu Linda Evangelista, cu toate dumnezeieștile astea care aveau, purtau un styling asemănător. Oricum, ideea rămâne următoarea. Ne-a căzut limba, ne-au căzut ochii. Bă, când te-am văzut, băiatule, ești divină. Nu mă așteptam din partea ta să ajungi. Ai început tu timijor această competiție, dar stă bine și în beș cu beș, dar crede-mă că și așa. Mai bine așa sau mai bine beș cu beș? E bine și, cum vrea. Băi, e bine cum vrea. Dați. Cum vrea omul. După cum vrei tu, ești dați. Superbisimă. Mulțumesc din tot sufletul. Vă mulțumesc divină. Mult. Oho, felicitări de Codrea. When I met you in the summer, the sky is blue.
Bună, Dea, Codrea, ca la bala mucu de nebun. Splendidă. În sfârșit. În sfârșit la Dumnezeu și-a pus o coadă din aia calitativă. Dacă eram eu așa că era tinerețe, eram, dar trebuia să-mi pun și-o fustă în jos, să spun sincer, nu eram chiar de ieșit în chiloată. Deci dacă o să fii vreodată așa, identic, mă, ceva divin. 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 Nu aș putea neparte de acolo așa ceva. Ba, eu mă aștept în bata brutură să facă chestia acum. O provocare mare reprezintă această competiție și pentru Theo Rose, care a pășit și ea, draga de ea, la început timidă. Ne-am făcut, am... Ai pășit! Ai pășit! Am pășit să se înțeleagă cum trebuie, că e pășită, inocentă de la ponei. Așa. Cu p de la ponei și uite acum cum se transformă ca o midă într-un fluture superb. Vino, Theo! Să mor cu sticla în mână. Mână. Și cu pone și cu ținuta auzi, asta. Auzi, dar cine cântă feiță piesa asta care are un tremolo? Cred că Mărgineanu. Mărgineanu, da. Mărgineanu, siguranță că e vocea lui. Da, piesa asta totuși are un tremolo și o emoție. Fetița are ceva plat. Mie nu are. Am vrut să pot să defilez. E plat, da, nu știu, Mărgineanu. Da. E nemărginit. Da. Mărginit, pardon, în interpretarea acestei piese. Bun găsit, Theo Rose. Bună. Unde facem și critică muzicală, Feliță Nelcă. Nu e așa? Pă măsa mare, cu vocea asta divină, o recomandă și da. O critică muzicală, pe mine da. La fel. Cu nașul ne luăm acum și cu dansul și vom uită-te transforma această în ochii emisiune. Mei. Dacă mai continui cu asta, vin da. Și pup direct pe Jean. Atât ați spus. Vino și pupă-l pe Jean. Și atunci încetează, te rog frumos. Dacă și lasă-mă să vorbesc cu concurenta. Dacă dă sfânta măicuță și precistă să te atingi de copilul meu până uitați al treilea vaccin, și lasă-mă să vorbesc cu concurenta. Am zis asta. Tocmai că ieri a fost leșinat. Da, da, prea mult. Nu. E o diferență foarte mare între a fi leșinat și a te conține. Da. Nu te mai conține. Uite, concurenta nu se conține, Theo Rose. Bună seara, unde mergem? Bună o poveste seara. Frumoasă să auzim. La mine în comună, tata a pus bazele unui... Se strâng acolo toți pensionari. E un club al seniorilor. O, ce frumos! Da, și organizează tot felul de activități. O să mă chemi și pe mine, unei terase unde să-mi bată cap. E cu totul și cu totul altceva. Se întâlnește tactul mare cu tăticul și cu pensionarii și ia cu damigeana. Îi mătură cu... Din potrivă, toate activitățile. A, ei, de-aia apucată cu lămâie acolo în comună, nu? Educațional. Parcă și voi veiță pensionarii la asta mică în comună. La o apă, o plată cu lemon și cu degețelul în sus, așa, știi? Ești un pic late. Pensionarii din comună. Ai să râzi. Am crescut printre dumnealor. Dânsii ne urmăresc chiar acum. Să vede, fetiță. Și da. Te arătăm cu mare în drag. Da. Și chiar aș lua la un moment dat un autocar. Ne-am urcat cu toții acolo și ne-am duce puțin și pe la Măceșul. Pe mine și pe Morinea și primit că suntem acolo piați de vârstă. Am putea, chiar și așa. N-am vrut să zic asta, am vrut să zic că mergem doar în vizită. Bun. Theo, am înțeles că astăzi ai făcut atmosferă în culise. Da, am înțeles ne-am că jucat. Ai făcut așa. Da, ne-am jucat Am-Nam. Da. Am-Nam e un joc pe care noi îl tot jucăm pe YouTube, în vloguri, în chestii. Păi și care e foarte interesant. Ce joc este ăsta că am pomenit? Am-Nam, de exemplu. Și voi l-ați jucat în culise, sunteți cu ținere de minte scurtă? Ala de era cu afișele. Exact, exact. Da, da, exact. Da. Întrebare da. Și tu zici. Gata, știu, gata, îmi pare rău, am uitat. Vreau să mai joc. Iisuse Hristoase. Așa. Am jucat cu toate fetele pentru că ne ajută și pe noi să ne cunoaștem mai bine. Perfect. Să aflăm și ascunzișuri, de exemplu, dacă ele există. Și am pus tot felul de întrebări. Dacă am mințit vreodată pe aici, pe la interviuri, la testimoniale și așa mai departe. Cine? Nu mai știu, am întrebat pe fiecare în parte câte ceva. Și? Am auzit că s-a și mințit. Opa, cine a recunoscut? Cine a recunoscut? Uite, Oana Radu. E sincer. Ea m-a întrebat dacă a mințit sau nu în emisiune și am spus că da. Și după aia m-a întrebat dacă a mințit sau nu în legătură cu stil și a spus că nu, că era adevărat că cineva m-a ajutat și îmi spunea și am spus și în emisiune. Dar... Păi și atunci, care a fost minciunica? Dar... Ea, au fost mai multe. Mai multe minciunici? Da, da. Oana Radu. Și mai continuă. Legată de stilist? Mai urmește. Legată de stilist? Nu. În general. În general. Încep cu tine. Da. Filmați-ne, vă rog. Am-Nam. Da, Am-Nam. Am-Nam mințit în cadrul acestei emisiuni. Am mințit în cadrul acestei emisiuni. Mult. Argumentează. Cu ce? Cu multe. Ai mințit vreodată când ai spus că n-ai stilist? Da.
că ai avut stilist și ce că nu? Da. N-am avut niciodată stilist. Ah, gen că te-ai construit. Doar da. Pe jumătate. Dar mi-au stilist, mi-au stilist 100%. Da, adică să-mi aducă pe omeraș de acum. Da? Să-mi aducă pe omeraș, m-am săturat să fiu ultima. Ne jucăm acum? Da. Ia. N-am avut măcar o ținută de când ești în competiție. N-am avut o ținută făcută de altcineva în afară de mine. De Bia. Și în afară de Bia. Nu? Altcineva. Alexandra! Ba, Alexandra, vreau să o întreb ceva din alt domeniu. Domeniu? Da. De cred stilul? Da. De muzica? Da. Să prindem mai de da. Am avut un one night stand. Da! Am sau n-am? Stai pe că e complicat. Nu. Nu? Nu. Dar ce te-ai gândit? Pentru că a fost o situație mai complicată, în care nu am fost nici într-o relație, nu am fost nici one night stand. Like friends with benefits, cum să pune? Merge și așa! Merge! Putem să pun o întrebare mai inteligentă, dar mi-a venit! Lasă, că te-am ajutat! Să zici mersi! Bun! Te rog să anestele, pe rog să anestele cu rețetă mai ai două! Știu! Vorbit odată de rău pe cineva la testimoniale, doar ca să mă pun pe mine într-o lumină bună. Am vorbit în față. Și când am avut ceva de zis. Păi da, dar am pus jocul testimoniale să băgăm niște testimoniale în seamă. Ai zis și la testimoniale, exact ce ai și în față. Bun. Deci am. Vreau să te întreb... N-am o concurentă din această competiție pe care să nu o am la inimă? Bă, chiar nu. Nu? Încă, da, încă, sincer. Dar ții minte întrebarea să-mi aduci tu aminte când o fi să nu ai? Că eu sigur uiți. Am sau n-am o concurentă pe care să nu o am la inimă? Da, am întrebat asta pe noua noastră colegă, Emia Lupei. Și? A zis că deocamdată nu. Deocamdată n-are. Deocamdată subliniat, accentuat. Dar da, de ce da. S-ar încadra? Cineva ar fi făcut cineva primul pas înspre... Nu mi se pare... că m-ar fi atacat nimeni până acum, nici n-au încercat sau ceva, adică mi se pare că s-a de pași de drăguțe, că nu înțeleg. Dar ce ar trebui să fac o concurentă așa ca să te atace? Așa a zis și Roxana în prima săptămână, Emi, să știi. Da? Mi-a spus. Ce ar trebui exact să fac o concurentă ca să te simți atacată? Zic ca să nu fac niciodată, nu dată, dar dacă te-ai dat odată spre mine, fac două ture de platou aici, ce n-a văzut nimeni? N-a văzut Paris. Nu știu, trebuie să... Mă ataci în locul sensibil pe care nu e lumea, dar e pozitiv să-l aflați. Opa! Vreau să-l știu și nici nu vreau să-l atac. Am văzut-o pe la Survivor cum se declanșa, să vă ferească bunuțul, da? Ea aia zic că am văzut-o și eu. Am mai auzit-o și noi până culise. Mă, nu știu, ei am zis să nu se pună bine pe lângă mine, că nu-i de bine. Că nu o să facă celelalte concurente și atunci... Așa mi-a zis, da, așa mi-a zis. Și asculti sfaturile Roxanei? Fac ce mă taie pe mine capul, nu o să ascult de nimeni. Bravo, Emi, îmi place că ai personalitate. Bun, alte întrebări, drăguțe, au mai fost? Am întrebat-o și pe colega Alexandra Ungureanu. Dar ceva vrea o picanterie, Teo? Păi uite, asta am întrebat-o, am zis. N-am avut parte de un one night stand. Și? A zis că nu se poate numi chiar așa, că one night stand. Alexandra. Alexandra Ungureanu. Și deci, da sau nu? A zis că a fost ceva în genul Friends with Benefits. Adică de la n-a fost doar un noapte. Adică nu, eu înțeleg altceva. Erau prieteni, au troscănit într-o seară și hap, s-au găsit mai multe seri. Mai multe seri. I-a și plăcut. Toată lumea își dă cu părerea, dar nimeni lasă pe Alexandra să ne spună. Lasă, pentru toate astea o să le adun eu într-o carte la un moment dat, nici nu știi. Dar zine ceva puțin acolo. O idee despre subiectul ăsta, acum că suntem toți fierți. O idee despre subiect? Da, adică ce s-a... Ce să zic, cum îl cheamă pe ăla? Nu, dragă, nu îl cheamă. Adică cum a revenit situația asta? Cum v-ați trezit în situația aia? Cum a revenit? 20, 30, 40 de ani? 40 și un pic. 40 și un pic. Da. După aia am schimbat foaia, am luat-o cu mai mulți ani în jos. Nu, a fost singura dată când mi-am dat seama că nu vreau să fiu într-o...
Deși cred că are, Cotaviță cred că are un pic mai mult. Are. Eu zic că e Pepe. Horia Moculescu are un pic mai mult. Poți să zic de cine am fost îndrăgostită? Da, da, De cine? De Dan Bittman. Cui nu-i place Dan Bittman? Dar nu s-a nimerit, n-a ieșit. Adică ți-ai încercat o asta, vrei să spui? Nu, eram îndrăgostită de el în adolescență, dacă ne-am întâlnit, am dat împreună. Dar ce gusturi am avut, și stat, la un moment dat eram, mergeam spre studio, am fost blocați ore în șir, în trafic. Opa, acum în lift. Și n-am știut cum să pun problema. Păi trebuia... Era simplu, puneai mâna. Dacă directă ca acum. Asta, aia o să poară arată. Problema. Și n-am știut să pună problema, aș da în Bittman și-a luat una de seamă cu mine, na. Vezi? De unde rezultă? De atunci. De unde rezultă că Teo Rose o să te rog să mai faci astfel de jocuri, să mai vii cu astfel de idei. Mai vin cu idei. Că ia uite ce lucruri interesante aflăm. Și câte mai am. Eu nebună, că am atâtea idei și nu le pun în practică. Și nu faci nimic, exact, chiar. Hai să ascultăm părerea juraților despre ținută Teo Rose în fața lor. Da. Da. Eu mă întrebam în timp ce vorbeați acolo dacă a mai rămas ceva necopiat pe lumea asta, fetiță. Zici de pantaloni. Până și pantaloni ăștia au făcut feiță. Ce sunt? Auzi, dar n-au și bluză la set? Că mi-ar plăcea și mie setul. Ai, ți-ar plăcea și setul. Problema plăcea, știi, da, care e cu ținuta, ținuta n-ar fi greșită. Dacă n-ar fi nefericită. Dacă n-ar fi nefericită. Exact. Ținuta propune un intraj, dacă pot să spun așa. Sper că cei care se uită acum la noi realizează că intraj este o glumă, un ghilimele, da? Da, normal. Ținuta propune un intraj la apă. Adică ai intrat și tu la apă, ai intrat și tăticu cu barul, cu terasa, cu ce făcea cu pensionarii. Și pensionarii leici, toți cu damigiana scufundați. Deci practic n-a mai rămas picior de laică pensionară lângă o damigiană. Sau damigiană lângă picior de laică pensionară cu această ținută, fetiță. Că dacă tu îmbrăcai o pensionară laică în pantaloni ăștia, era mai chincă. Tu ai un intraj la apă, să molțofește la boșoalcă, face o boșoalcă acolo în față. Dar și când stau așa, așa când stau, nu. Păi de aia te așa când stai, ești prea călăreață. Dacă stai așa, zici că ți-a trecut cineva pe trenul. Călăreață, ești șapte cai, dacă stai așa. Dacă stai așa, ești tu, ești... pantoful, eu înțeleg ce s-a vrut cu pantoful ăsta și e chincă, că așa a pus și nentul. Dar e urât pantoful, n-are, asta e. N-are, pantoful n-are ținută, n-are, să vede că e esența Gioco. Ceaca. Poșeta e esența Gioco. Nu zic că ar trebui să fie toate cu Gioco. Dar mai cu seamă când luăm piesele astea pe care noi le știm de la ăia, când le vezi așa leșinățele, că sunt și foarte recunoșibile. Parcă îți faci și pare rău de el. Da. Da. Așa. Da, deci... pantalonii sunt oribili și indiferent cum ai stat cu ei, pentru că sunt croiți într-un anume fel, sunt croiți prost, tu care ai un corp perfect, niște picioare drepte, așa, zici că ai paranteză. Stă oribil. Deci, de când am văzut defilând și apoi aici, când vorbeai cu Ilinca, nu te reprezintă, nu te caracterizează. Sunt dintr-un, executați dintr-un material prost, pe urmă cu puful ăla prost acolo, pus jos. Adică e urât totul, totul. Nu ești tu, fetelor, exact. V-a spus deja Moris, se copiați prost sau cine vă face styling-ul copiază prost și ieftin. Ce gentuța aia care e horror. Hai că e cu șarpe. E haioasă bluză aia care o poți folosi într-un alt styling, dar în rest... În rest să știi că mi-ar plăcea și pantaloni dacă ar avea o bluză set cu niște pene la mânecă. Pentru viața mea așa de... De zi cu zi. De zi cu zi, așa... Dacă ar avea un kimono așa cu din aia la mâneci. Ce vrei să-ți mai zic? Mai bine te întreb ce faci. Eu fac foarte bine. Acum sunt jigărită un pic așa că mă ofer. Jigărită un pic. Da. Dar în rest așa în general sunt bine. Ești bine. Auzi, noi te așteptăm cu o ținută foarte bună mâine seară. Vin. Astăzi. Aia e, dar vin, promit că vin cu ceva bun. Mulțumesc. Intenția nu era, dar... Rău pământul că m-a... Aia zic. Mulțumesc frumos. Și eu mulțumesc. Să fii sănătoasă. Mă iertă cu firma. Intenția nu era rea. Exact. Execuția. Punerea în scenă. Plus că erau măricele prinse. Măricele prinse.
În ceea ce o privește pe Teo Rose, m-am concentrat mai mult pe latura laicistic-pensionară a situației. Adică mi s-a părut mai inspirațională, dacă vrei, partea cu Damigiana. Te credu eu am povestit-o până la urmă. Până mă ceva cu tata, care a făcut ceva cu pensionă. Ce pensionă laici cu Damigiana au plecat să... cu Madrafoxul ăia mică la Berlin? Adică execuția, punerea în scenă era nefericită. Trebuie să crede punerea din scenă de ieri, care a fost una foarte fericită. Okay. Roxana Nemes nu a construit o relație foarte pe roze așa cu celelalte concurente, însă pare că le ține piept chiar și așa de una singură, ceea ce nu-i rău deloc, Roxana. Asta zic. Eu cred că odată cu această competiție ar trebui să-ți descoperi și alte calități, cum știi, ar fi răbdarea. Deja am început să le... Nu? Uite, perfect, hai să vorbim. Bun găsit, Roxana, sau bonsoir, cum să zic, dragă. Bonsoir. Unde mergem? Mergem să-mi recuperez, mă duc de fapt să-mi iau avocatul, să-mi recuperez bișterile de aseară. A, de ieri, aha, am înțeles. Bravo, perfect. De ce cu avocatul? În loc păi să mi le recuperez, că mi-au fost frate din club. Păi trebuia să-i pe domnul ea badigați mișto. E, nu-i timpul pierdut, poți să iau și pe ei. E, e așa. Alexandra, spuneai că ai ajuns la aceeași concluzie cu Cristina Șișcanu în ceea ce privește pe Roxana. S-au coalizat împotriva ta. Și eu sunt Erika slabă? Adică mi se pare ai ajuns că la concluzie. Nu slabă la modul că nu te aperi, ok. Dar ți se pare că am nevoie să mă apăr? Sau eu aș simți nevoie să mă apăr? Dacă nu simți, eu am zis că okay. Așa mi se pare că... Nu, dacă timp nu ești în situația persoanei respective, eu zic să nu mai vorbiți, că toate vă dați deștepte și nu-i cazul. Așa-ți trebuie, Alexandra Ungureanu. Puneți ochelarii și da replica fața mea. Da, haide. Nu stă nimeni să... Bine, da, 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 slabă. Mai de aia, că e slabă, că nu știe să apere. Eu zic cumva o chestie care nu era așa de rea vis-a-vis de ea și eu auto. Cumva ei luai apărare? Da, ei luai apărare. Dar eu n-am nevoie, mulțumesc să precis, dar n-am nevoie să-mi ia nimeni apărare. Voi mir așa, aveți impresia că am nevoie să mă apăr și dragă de mie, nu știu să mă apăr. Eu sunt foarte ok, adică indiferent că știi câți oameni mă plac și nu mă plac până la emisiunea asta. Eu mă las către dreptate pentru a se coaliza cu Andreea și Oana potriva ta. Pentru că, na, tu ești singură și mi s-a părut că nu ai argumentat, mă rog, în contextul ăsta. Și că nu ți-ai argumentat... suficient de bine, punctul de vedere. Părerea ta? Da, pentru că și pe mine tocmai m-ai jignit și nu e ok să faci. Da! Când îți zici asta că o să-mi deștepte, nu te gândești un pic. O dai foarte ușor. Adică, efectiv... Pentru că toate vă las cu părerea de o persoană pe care nu o cunoști. E normal să-ți dai cu părerea aici. Mi se pare aici, că eu dau cu părerea spre voi? Da, e normal să-ți dai cu părerea. Dar, da, dar să fii un pic cunoști, mai temperată. De ce spui tu cum ar trebui să fii? Pentru că nu se pare ok să arunci foarte ușor cu dar fii tu cum vrei, Alexandra. Fără să înțelegi ce spune omul. Dar pe mine nu trebuie să fie. Dacă te bine rău, tu imediat... Se pare că ești aici mama, nici bitul meu, nici soacra mea, nici... Dar nu suntem familie, suntem trucocuși niște oameni, nici eu nu am pe mama. Dar nu pe mine. Dar nu mi se pare mie mi se pare normal și cât timp eu, mie așa mi se pare normal și omenesc, cât timp eu nu-mi dau părerea de cineva, nu trebuie să-și dea nici putare. În acest context. Ok, atunci dați-vă cu părerea. Ceea ce ai și făcut-o. Despre voi? Da, în momentul în care zici sunt deștepte, înseamnă că e o părere. Păi din moment ce vă dați deștepte, iartă-mă. Așa este. Nu să vă mai bag. Îmi pare rău. Deci oare cum de Cristine acum? Da, ce să fac? Da, a fost un schimb de replici scurt și m-a liniștit și pe mine, mi-a zis bine că ești deșteaptă și am tăcut. Eu, în ideea în care, într-adevăr, era o discuție destul de complexă, în care erau nuanțe și asta mă oftică, nu are răbdare. Nu are răbdare. Păi sunt perfect. Nu are răbdare, eu îți luam cumva apărarea și spuneam că ele trei au
sărit așa pe tine și în continuare cred că tu ești bine intenționată, dar încă dar trebuie să-ți controlezi un pic mai bine replicile și să te aperi cu mai multe argumente, nu aruncând așa. Dar seama că ai gândit greșit, de fapt. Nu, da, nu, și după ce mi-a trântit-o și mie, a zis, ok, eu nu mă mai bag în situația asta, văd eu de trepșoara mea că e mai bine. Da, ea tot timpul vrea să mă învețe, să... Vai, de... Cumva, nu știu, mă... Nu înțeleg atitudinea asta, e că, repet, nu-i nici sora, nici mama. Și la fel e o vorbă, bine că ești tu deșteaptă ca gen să termini, știi, să închei subiectul, că pe mine nu interesează, e ok, am două surori mai mari, o am pe mama, mulțumesc Dumnezeu, e ok, adică nu trebuie să mă înveți Alexandra și cred că mă pot descurca singură în viață, am 31 de ani, adică... Serios? Nu știu, Alexandra e ca o soră mai mare, așa știi? Eu apreciez faptul că ea vrea cumva să mă ajute sau să-mi dau seama de fapt ce vor fetele, dar sincer, nu, chiar nu consider că am nevoie de ajutor. Sunt fată mare. Perfect. Am spus treaba asta, am 31 perfect de ani. Te descurci, eu nu azi mai zic. Azi mâine o să fac un copil, adică nicio... chiar indiferent cum sunt eu, bună, rea, greșită, nu știu, cum spuneți voi, mi se pare că, mulțumesc Dumnezeu, am o viață minunată și da, ce bine despre... și am o familie frumoasă și eu sunt bine și știi cum e și acum. Și eu zice că nu fiecare e diferit. Nu e vorba despre viața ta, ci despre acest concurs, că s-au adus în, acest în concurs, discuție eu mă simt niște foarte chestii bine de viața ta, nici eu nu sunt de acord, s-a bătut un pic, am prea multă monedă pe ele, sper să nu mai revină niciodată. Altfel, da, mă bucur că viața ta e ok, dar aici vorbim despre contextul. Altfel că apreciez, dar chiar nu consider că am nevoie de să mă apere cineva. Nu mai zic niciodată, stai liniștită, că nu mai zic că știe ce mai e. Te-ai învățat lecția, da, Alexandra. Nu. Dar până la urmă, care a fost concluzia pe care a tras-o Cristina Șișcanu și cu care tu ai fost de acord? Că Roxana este... Nu știu cum a zis. A zis tu cumva? Am zis că am zis de mai multe ori diverse... Arogantă și că se poartă urât. Da? Legat de contextul eu respectiv. Eu aș putea în continuare să zic de Roxana că nu este arogantă, dar că iese urât fără să își dă, să-și dă propună, seama fără de chestia. Da, fără să-ți propui. În continuare... Că... Crezi asta cu adevărat sau încerci da, să-i găsești cunosc, scuze? Adică nu cred că s-a transformat în ceva... Auzi, Alexandra, da, mai trebuie vreo 5-10 ediții până o să ajungi din nou la concluzia mea. Nu mai avem timp, Alexandra. Lasă-mă că știu ele, lasă-le să zică. Zi, zi. Vorbeam cu Alexandra. Zi, zi. Parcă eu copii. Păi era vorba despre mine. Da, bravo. Deci ești foarte simpatică. Nu? Păi, da, ce-am face dacă n-am râde și noi? De ce să nu mă distrez și eu puțin Alexandra în emisiunea asta? Da, da. Tot te distrez. Apropo de veselie, de... Deci ești prea analitic, Alexandra. Tot mai aștept. Da, câteodată sunt, trebuie eu... să mai mergi și pe impulsul, așa că poate să fie... Da, așa cum? Explică-ne. Că poți să pierzi timp, 50. Poți să pierzi timp prețios și după aceea nu-l mai recuperezi niciodată. Ok, mulțumesc. Ce îmi spui despre ținută, Alexandra? Place foarte mult ideea ținutei și cu cromatica. Nu cred că este dusă până la capăt în ceea ce privește zona de încălțăminte. Ce îmi nume? Place că e acel șarpe, dar cred că și mergi destul de greu cu nu? Din contră, sunt foarte adică comos. Adică aș fi pus pantof, nu sunt foarte comos ăla. Da. Am zis să mai vin și eu altfel, și nu doar ar fi și foarte frumos, adică un bot mai ascuțit. Așa cromatic e ok, îmi place și taciul de auriu, stă bine cu ochelari, îmi place. Mulțumesc de mult, am vrut să mulțumesc, Alexandra. Iar o bordare nouă pentru tine. Mulțumesc, mulțumesc. Nice. Cristina? Ilinca, îmi place că foarte des mă întrebi, îmi ceri părerea despre ținutele fetelor. Asta înseamnă că ușor, ușor ajung și eu la o maturitate stilistică și pot să... Te-a marcat. N-ai înțeles, îți cere părerea când e vorba despre dacă mine. Dacă mai zici o dată maturitate stilistică, eu pe bune că plec. Nu mai pot. Așa, deci exact asta aveam în cap când scotea pe gură Alexandra acea expresie că nu e dus styling-ul până la capăt și mie parcă mi se pare că s-a oprit așa undeva pe drum. Mie îmi place foarte mult, știi că te-am întrebat... Am plictisit și m-am oprit un pic să mă odihnesc și să-mi găsești ceva de făcut, că... Păi na... Ți-am răspuns. Nu merg? Nu, tocmai spuneam o rugăciune în gând. Da, na, ce să faci? Eu să nu-ți vină energiile mele proaste, rele, nu? De asta îți spuneai sau cum? Auziți, ori numai eu
Nu înțeleg, sau și voi ca să știu că mă simt. Ce nu înțelegi, Cristina? Cum te simți? M-ai întrebat ce părere am despre ținuta fetei. Și vorbeam, spuneam ce părere am. Că m-am oprit undeva pe drum. Și ți-am răspuns, da, m-am oprit un pic pe drum. Era vorba despre ținuta mea, nu? Cu cuvintele tale. Uite, la asta m-am referit când ai zis cu cuvintele tale. Să spui. Nu mai am cuvinte. Nu mai ai, nu? Nu, s-au terminat. Te-am lăsat fără cuvinte. Mișto? Deci îți place ținuta? E bine să lași fără cuvinte. Atât vreau să închei. O femeie cu stil, stilată, trebuie să fie, pe lângă faptul că se îmbracă bine, trebuie să fie și deșteaptă, să și vorbească frumos, să aibă și un comportament adecvat cu cei din jur. Atât. Pe care tu le ai. Pe care Cristina Șișcan le are. Da, și tăcere, ai un răspuns cumva. Hai să vedem ce spun jurații despre această ținută. Roxana, în fața lor, te rog. Hai, Cătălin, că am văzut că mi-ai zâmbit frumos când am dat-o. E, păi acum ce vrei să-ți facă? Vrei să arăți cu ăștia după tine? Frumos. Cum să nu zâmbesc frumos unor femei frumoase? Foarte frumos. Care și voi vă uitați așa, numai cum bărbat diplomat și galant, ca întotdeauna. Mulțumesc. Nu și la note. Roxana. Deci nu mi-ai zâmbit mie că nu-ți place astăzi de mine. Ieri prea sexy, astăzi prea... Eu îți zâmbesc tot timpul, Roxana, nu știu dacă ai observat. Păi tocmai asta am spus. Necondiționat. Dar nu-ți place, știu că îmi zâmbești. Am spus eu ceva, încă vorbește colega mea. Da, măi, eu o să fiu scurtă cât de cât. Cam în jurul a două ținute te învârți cu precădere. Ori ai vreo rochie sexy, ori ai un costum din asta supra-dimensionat. Din fericire, alegi bine proporțiile. Sacul nu e nici prea mic, nici prea mare, pantalonii îți vin bine. Păi da, săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, ai avut un costum roz, cu o bustieră roz. Da, dar era cu totul alt style, era cu părerea mea, în altă zonă. Bine, era un alt styling, în sensul că era o bustieră. N-am spus că era același styling, Doamne ferește, oricare era aceeași culoare. Spun doar că vă jucați în jurul unor styling-uri cam pe acolo, așa. Uite, cam aici este o plajă și nu mergeți și voi mai încolo, mai la deal, mai la munte. Ținuta este bună și pantofii sunt buni. Ai schimbat pantofii negre, ți-ai cumpărat alții. Sincer, deci mie până să vin la Bravo Ai Stil nu-mi plăcea deloc. Ia, mai arată-ne puțin pantofii, că cred că sunt chiar din aia siniștri de se poartă acum, grav. Deci mie nu-mi plăceau deloc stilul ăsta și păi, nici animal print n-aș fi purtat niciodată. Pantofi animal print? Nu, nimic animal print. Nimic animal dar print. Dar de când am venit din prima emisiune mi-am pus ești animal print. Da, să mă, deci nu, fede, nu-mi plăcea. Tu în emisiunea asta ai făcut două enunțuri care mă lasă lată. Nu porgeantă. N-am purtat nimic animal print. Și bărbații poartă geantă și animal print. Ce ești? Ești de pe altă planetă? Ești, ce ești? Cum adică n-ai purtat niciodată animal print? Nu ești femeie? N-am zis că n-am purtat, am spus că nu prea îmi plăcea până să vin în emisiunea asta. Dar cu ce te-ai îmbrăcat până în emisiunea asta? Numai cu negru? Ne uităm pe Insta Story și pe Story, pe Instagram. Îmi plăcea, da, negru la blonde mi se pare foarte... Și mie, dar te-am văzut de multe ori, te-am avut de multe ori la rubrica... Nu mai zic nimic, styling-ul păi de asta am venit aici, ca să învăț. Este bun styling-ul pe care l-ai astăzi, Roxana, și Doamne ajută să ieși din emisiunea asta super bine îmbrăcată. Mulțumesc. Îmi place ținuta de astăzi. Mulțumesc, Raru. Îmi place taciul la armii al cămașii puțin. Are așa un ceva? Mie nu-mi place ținuta. Nu-mi place chiar dacă das acolo e corect ca și lărgime, ca și volum. Mie nu-mi place ținuta. Mi se pare că pantalonul este mult mai larg decât trebuie să fie, da. Așa se poartă. Știu că... Bine, bună dimineața. Așa se poartă. Asta... Dar știam asta că este... nu o să-ți placă. Păi nu, dar asta este mult mai larg decât trebuie să se poartă. Mă refer în partea de sus, nu în partea de jos. Unde în partea de jos acoperă așa cum se poartă un pantof urât sau un papuc sau un sabot foarte urât. Acela este un sabot foarte, foarte urât. Cămașa nu-mi place, colega. Îți place? Nu. Mie îmi place militaresc asta. Și, într-adevăr... Are și genteică. Din păcate, nu schimb nimic, nu faci nimic. Singura care în ultima perioadă, din punctul meu de vedere, a făcut ceva și mă surprinde și bineînțeles că vine, își revine, este Dea.
Eu nu fac nimic, care fiecare emisiune vin cu totul alt styling, da. Cu totul altă zonă, cu totul altă... Așa este. Așa ceva pe mine nu mă vedeați înainte, oro. Adică chiar încerc să vin ce cu altceva. Să spun ce a spus Raluca deja. O rochiță, de piesă din asta, asta veniți. Ok. Dragă, mă tot uitam și mă întrebam, eu aș fi pus totuși cămașă sau altceva la această ținută? Și în timp ce vorbeați, mi-am dat seama că eu aș fi pus un jersey. Un top bustieră, microbustieră din jersey. Tip mai eu din jersey, dar tăiat. Dar jersey. Într-o nuanță similară. Îți vin foarte bine piesele, geanta este urâtă, nu-mi place cum se glăjbește în ținuta asta. Nu o să spun că e urâtă ținuta, pentru că nu e urâtă deloc. Nu, ai ceva de neckerman. Totul e foarte neckerman. De ce te miri? Dar nu cred că știa ce e cu neckermanul. Neckermanul, nu mai așa. Așa se îmbrăcau fetele... 88, 89, 90, 91. Eu cred că are mai mult de 31 de ani și declară. Genul ăsta de volum, genul ăsta e sacou, cu pantalon cascadă, cu nu știu ce. Doar că tu ai păstrat, adică ținuta are un vintage neckerman, dar și defilarea are un vintage neckerman cu ochelarii de vedere. Adică în momentul în care mergeai, te uitai la Cătălin, ți-ai scos ochelarii, eu ți-am mai spus, era ceva de sexy profesoara, sexy asistenta, sexy... Fetiță, deci ăsta este un clișeu care ar trebui deconstruit, pentru că este, din punctul meu de vedere, un clișeu... Cred că doar lăicile alea pensionare cu damigiană, de care vorbeam puțin mai devreme, ar putea să se amorezeze. Știi ce zic? Adică n-am fost sexy. Nu că n-ai fost sexy, dar când ești sexy și vrei să fii sexy ori 3 plus sexy la 6-a, nu se mai pare ești... că n-am fost eu moment ce nu l-am cucerit. Nu, fetița, nu, tu nu asculti ce dacă de cuce... Roxana, avem o problemă, tu nu... Eu vreau... știu, dar vreau, pe lângă glumă, vreau să înțelegi ce spun. Că eu tot îți spun că defilarea, uitatul, ochelarul, nu știu ce, au rămas pe vechi. Trebuie să fii pe nou în mișcare, în glăjbeala... Să fii nouă, nu veche, nu rămasă ca la Herăstrău, cum ar spune măta mare, când te uiți la Gicu peste gardul. Ce hai, înțelegi ce spun? Da. Explică și concurente, că concurentea nu înțelege. N-avem cum să explicăm. Ce vrei? Înțeles. Mulțumesc mult. N-am înțeles. N-ai înțeles și o să vezi tu mâine că n-ai înțeles. Astăzi, bravo, ai stil. Adică de babele alea de 89-90 sunt sătul, că au trecut prin sită. Deci nu mai treci la modernism. Mulțumesc, Cătălin. Mulțumesc, Roxana. Emi vine exact din generația nouă de da. Spre care jurații. Da. Și dacă Emi, iartă-mă, da. Defilează pe vreo leșinătură, din star nu-i dau. Steluță? Da. Dacă piesa e urâtă? Da. Și lentă? Nu e, promit. Bine, voiam să zic de generația lentă... nouă, care face, care e vie, care mult, care ce vreți voi, nu mai zic nimic, Emi. Regino, iartă-mă. Deci, piesa îmi placea mai auzit-o. De unde știu eu melodia asta cu pârtică? Gârmii mili. Gârmii mili. În români? E. Nu. A, deci de-aia a zis pârtică. E pe fericit. Radio-ul de un an de zile, aproape. E peste tot. Ce dacă a fost prima piesă care m-a animat puțin pe ziua Doamne de azi. Doamne ajută, mă bucur că ești animată. Emi, tu ce faci? Unde te duci? Animă-ne cu o poveste. Mi-am luat cei mai buni prieteni, sufletul și inima mea. Și le-am făcut o surpriză, îi duc în Berlin la un club versatil. Să se distrăm. Practic. Facem petrecere deci parangherie. Deci vrea să-ți spună că a luat după ea o gașcă de lăici. Lăicite. Și le duce la care dintre ele? Că sunt vreo patru. La KitKat le duci? Da, și goale și lăici. Luați feiță și pensionarele lui Măsa Mare de acolo cu damigiana. Duceți feiță pensionarele lăici la Berlin la club feiță. Îi combinați cu leicile lui asta mică, pe Daddy's Issues, ai înțeles? Daddy's Issues!
și am terminat plăicite, practic. Și dacă mergem și noi acum, ne mai tot alea atâta. Păi noi am tot fost aici, vrei să mergem cu o altă, mai mergem. Eu merg cu asta, Mica. Nu zic niciodată, niciodată nu zic nu. Cu scrâmea, eu zic să mergem, că o fi ceva acum mai nou, mai de unde să știi. O fi, o fi. Să ne ieși, că dacă mergem noi două, rupem tot clubul. Facem cea mai mare caterincă. Eu cu mine sau tu cu Moris? Toată lumea cu, era mai multă lume acolo. Toată lumea cu toată lumea, mulțumesc tare. Mulțumesc, Jimmy. Dea, cum arată ținuta? Mie îmi place haosul ăsta din ținuta ta. Nu știu, îmi plac până și încălțările alea foarte masive. Îmi place foarte mult cardiganul, mult de tot. Și cum ți-ai făcut urbanul? Se pare că astea două elemente se pupă între ele. Nu știu exact, nici n-aș ști dacă, ca să pot să spun că nu merg încălțările, de exemplu. Da. Ar trebui să spun ce ar merge în loc. Și nu prea știu asta, zic că nu prea știu. Cred că aș vedea și ceva de genul cum are Alexandra Ungureanu, dar pe negru. Mi-am pus niște de-astea la mișto, m-am gândit eu prin vestiar, adică ce să fac. Adică niște ric de-aia ai vedea tu. Da, 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 genul ăla, pe estetica aia. Dar, având în vedere că te duci într-un club în Berlin, unde toată treaba e destul de open. Unde oricum o să rămâi îmbrăcată. Da, lejer, adică chill, nu trebuie vreo demonstrație de... Nu cred că e o problemă. Ți-am zis, asta probabil aș fi schimbat, eu ți-aș fi pus ceva de genul ăsta de pe negru. Dar îmi place. Și oricum, feiță, în cluburile alea nu intri îmbrăcată. Exact. A, păi și atunci degeaba te-ai mai îmbrăcat, auzi. Păi uite că pot să mă dezbrac imediat. Mai departe. Andreea? Îmi place cum stă cu turbanul, îmi place cardiganul. Teneșii îmi plac, dar nu i-aș fi pus. În rest ești ok. Superb, Andreea, mulțumesc. Divin, divin, înălțător a fost comentariul despre Andreea. Hai să ascultăm totuși părerea juraților da, în fața lor, Emi. Mulțumesc. Știi că mie îmi place în seara asta. E mare lucru. Mă bucur tare. Deci îmi place ce ai făcut, îmi place cardigan, îmi place ce ai făcut în partea de sus. Te-ai prins că chestiile astea așa îmi plac, nu? Nu sunt răi nici, nu sunt rele nici șalupele acelea din picioare. Am pus lanțurile astea, nu știu dacă sunt bine, habar nu am. Le-am... Da, asta sunt mă ca, și uitam la sunt lanțurile. Sunt ca niște șalupe sau ca niște schiuri, îți mai trebuie niște bețe. Te dai pe aici, pe platou. Da. Dar nu mă deranjează, ai să râzi. Îmi place, îmi place că îți acoperi părul ăla superb, ca și culoare, adică vorbă. Ia-mi, păi, câte ceva. Nu poate, nu știu eu. Da, și acest turban chiar mie îmi place, ca și style. Bravo. Mai mult. Să știi că eu în estetica asta nu vedeam turbanul, pe cuvântul meu de onoare. Da. Arată mișto, rău, rău. Genul ăsta de sneakers, că acum, na... care merg singur pe stradă, e integrat foarte bine, ți se potrivește bine. Fiind, faptul că ei sunt așa masivi, da, te suplesc, nu știu cum să zic, te fac mult mai suplă. Un efect. Nu că n-ai fi, pentru că ai un corp splendid. Păi nu sunt doamna la Luca Luz. Ba ești, nu mai zice doamnă, fetiță, acum. Nu mai zice doamnă. Nu ți-ai zis că mai bine dăm un cap în gură, bam, bam, și ne înțelegem omenește decât să ne dobrim atâta și să fim așa amabile, că a ta prea multă amabilitate... Băi, băiatul le strică oriunde, oriunde. Gata, șefa mea, gata. Așa, fii așa, fii atent, boss, cum stau lucrurile. Deci, îți vin bine genul ăsta de pantofi, eu zic să-i mai porți. Cardiganul îmi place de maspart, nu vedeam în viața mea, repet, urbanul. Iar aici ai făcut o situație de Berlin. Ceva minunat. Ceva, ceva, splendidă ținuta. Splendidă, Amy, îmi place mult, ești pe mare cool, îmi place. Îmi place foarte mult și găsesc că te reprezintă și găsesc că ai o chincă. Are, are. Ai o chincă. Are, 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 are. Are, are. Haide. Mulțumesc din suflet. Vă iubesc, vă mulțumesc din suflet. Să rămână. Wow, ce Doamne, succes. Doamne, a sărit un cal. Yes! Felicitări. E și de dubioasă. Să rămână, mulțumesc. Abia aștept să fac mai mare cățelul lui Moris, că își vrea să mă joc cu el pe masă. Nu, nu. Exclus. Revenind la concurente, Alexandra Ungureanu pare genul de persoană care e foarte drastică așa cu tine și nu-și permite să greșească, cu atât mai mult cu cât face ce-i place aici în competiție și unde mai pui, care și succes! Hai să te vedem, Alexandra!
Bun găsit, Alexandra. Și stăpăiala. Te-am văzut. La viața noastră pe piesa asta, fetiți. Bă, da. Da. Uite, a dansat și Alexandra acum. Dar unde merge Alexandra așa, bine dispusă? Da, aveam treabă serioasă. A început să mă chinuie un pic și zona asta de modă. Adică mai mult, într-o altă direcție. Aș face și eu niște hăinițe. Ai face niște dar haine. Dar eu sunt o celebritate săracă. Așa cum a început margiela cu dopul de plută, aș începe și eu cu niște astea reciclabile. Gen, cum așa, așa, știi? Oricum, totul meu e fiertă pe reciclabile, așa că o să și ai succes. Aș vrea foarte mult să o combin pe Greta asta, să da. Să mă ajute. Mm-hmm. Să scoate, uite așa, la un suc, să avem o discuție serioasă despre sustenabilitate. Se vede cu cinci că de piele, nu te vrea Greta. Mm. Nu se uită la picioare, despuț. Că Alexandra e deja la masă și stă așezată bine. Apropo de maturitatea stilistică cu care, mă rog, spuneți unele dintre voi că își face Alexandra comentariile, Cristina... Așa a zis domnul Munteanu, că Alexandra ținutele, a ajuns la o maturitate Munteanu. Stilistică. Păi și tu ai tras aceeași concluzie, sau? Păi doar... nu, eu am zis că așa au zis... A, deci tu faci mișto de mine de atâta timp? Păi nu, dar am zis, nu e adevărat. Nu fac mișto, că am aceeași părere. Că, na, ce, nu ți-am zis eu că n-ai ce căuta aici? Păi asta voiam să te întreb. Da, cum adică n-are ce căuta aici, Alexandra la Paris, pe la, nu știu, pe unde sunt, uite, vorbește și cu domnul Botezatu și cu, da. Să mă propulseze pe orbită. Da, că a zis să... că nu o cheamă nimeni, așa mi-a zis în culise. Și am zis, zic, păi dacă o să aștept să te cheme? M-a chemat, draga, cu 10 ani am făcut un clip la Paris. Da, au trecut 10 ani, de atunci m-a mai chemat nimeni. Așa că am venit eu aici. Bine, și aici m-au chemat. Și mă simt foarte bine că s-a întâmplat chestia asta. Că... Nu plec, nu plec. Nu pleci? Nu plec. Aia. Nu pleci, nu pleci. Acum ai alegerea ta. Ia zi, Cristina, zi tu cu gura ta că... Păi așa e, de ce am zis? Te-am lăudat că tu trebuie să fii pe la Paris, pe la... Păi și dacă nu mă cheamă nimeni la Paris, am venit și eu unde m-a chemat. Acum va trebui să mă... Dar tu te-ai singură. Să mă duc singură? Mm-hmm. E, mai stau un pic pe aici, că e pandemie și mai greu. Dar apreciez complimentul. Cu drag. Și ce să zic? Nu o să mă simt să fac bagajele și să plec. Acum chiar ar fi drăguț ca și jurul să aibă această părere și să păi, mă trimită în finală. Dă-i seama că e un dezvoltământ pe care mi-l doresc. Păi așa au zis, că ești de finală și că ai maturitate stilistică. Păi au zis despre... Hai mă, cu asta cu maturitatea stilistică, mă plictisesc. Păi da, poate... Dar s-a zis de mult. Acum, după cum vezi... Păi maximă, după cum vezi, eu am început să experimentez destul de mult. Da. Acum mă uit și eu ce pun pe mine, că nici eu nu mai știu de unde a plecat, unde vreau să ajung. Ideea că... Să nu zici asta niciodată în fața așa, să trebuie să fii sigură pe tine. Deci eu știu, adică mi-a plac țintele mele, dar vreau să spun că diversific. Și am plecat mega cu fata asta. Și, na, după cum vezi, na, sunt zone care nu merg neapărat la sigur. Da, adică apreciez complimentul tău, într-adevăr, cred că am personalitate ceva care îmi permite să port anumite chestii, doar eu. Am o coadă. Adică pe D aș mai vedea o asocierile pe care le fac eu. Eu nu știu că ce propune ea, cred că, nu știu, nici 1% din cei care se uită la televizor nu s-ar îmbrăca așa. Cred că e aparte. E aparte. Păi asta spun și eu. Dacă păi mi s-ar îmbrăca? Cum? Ca ea mi s-ar îmbrăca? Și ea propune niște chestii. Cred că din generația tânără, da. Ar accesa foarte mulți stilul. La mine ce are dragă? Ce nu-i bine? Ia uite, pe colorată. Ia vezi tu, se duce o doamnă la bancă îmbrăcată așa cum te îmbraci. Nu o doamnă la bancă, dar dacă... Da, fete, stai o secundă, că acum chiar trebuie să intervin. Adică, aici, nu, totuși, nu facem lecția de modă. Dragile noastre, cum asortați poșeta cu papucii și bluza cu fustița? Asta nu e lecția de modă. Da, eu cum... Lecția de modă, nu știu, o faci la... Abaram. Adică... Da, nu uita cine a câștigat de două ori concursul ăsta. Am înțeles că e o competiție. Iar fata aia care a câștigat de două ori concursul ăsta, deci practic tu spui că nu știi cine s-ar îmbrăca așa, ea a fost votată de cei care se uită de acasă de la televizor. Da? Da. De pe canapea, la televizor. Da. Și nu cred că vezi foarte multă lume îmbrăcată zilnic așa cum venea Silvia Popescu acum, fiecare zi aici. Acum, sincer să fiu, nu cred că a fost votată pentru felul cum se îmbrăca. A fost votată din alte considerente, dacă e să vorbim despre Silvia. Ok, atunci Șișcanu, hai la NASA ceva, împreună da. Și să haideți atunci să vedem ce s-a întâmplat cu serverul asta mică. Că au venit rușii și s-a băgat Trump acolo și cred că tu ai răspunsul și la chestia aia. Erau, Silvia e un personaj dincolo de hainele pe care și le pune pe ea.
La asta m-am referit. Dar lăsând asta la o parte, Cristina, eu te întreb pe tine, care e părerea ta vis-a-vis de Alexandra, vis-a-vis de stilul pe care îl... Spus că este sus, are... Da. Păi nu, asta ai spus că spuneau jurații și tu susții același lucru. Părerea ta care e? Dar mie îmi plac ținutele pe care le face Alexandra, că nu le-aș purta eu, sau că unele sunt și eu compatibile. Chiar vorbeam în culise că chiar unele da. Dar mie mi se pare că face bine ce face și cu cine lucrează și ea oricum de foarte mulți ani. A avut o perioadă în care ea cumva a învățat și s-a tot transformat, e adevărat? Da, e foarte lung. De, nu știu, cred că de vreo 10 ani tot abordezi un stil mai aparte, altfel decât se perindă prin showbiz. Cam așa. Asta vine în primul rând în felul meu de a-mi expune viața personală și prin ceea ce declar și prin... Dar într-adevăr și stilul meu... Eu vorbesc de stilul vestimentar. Da, ai spus că... De vreo 10 ani încoace... Am avut în ultimii 10 ani, mai multe etape. Păi da, dar tot timpul mi s-a părut că ești îmbrăcată altfel decât se întâmplă prin showbiz. Mie mi s-a părut că erai tot timpul... Și era altfel. De bine sau de rău, Cristina, din punctul tău de vedere? Nu mă pricep. Păi tu când o vedeai așa pe Alexandra, ce ziceai? Mă, e mișto fata asta. Sau ziceai, mă, e cam ciudățică. Sau ziceai, ce ziceai? Situații mi se părea mai ciudățică, din punct de vedere vestimentar. Da, da, despre asta vorbim, despre haine. Unele ținute de a Alexandrei... Mă înțeleg și eu bine și m-aș îmbrăca, dar cu unele nu. Ei, înainte să vin aici, cu multe asta nu înseamnă că nu s-a așezat într-o direcție destul de clară și unul destul de curat și minimal și feminin, cu mici accente normale. Iar aici, în emisiune, am început din nou să caut și să experimentez. Dar tu, Alexandra, crezi că e puțin ironică, Cristina, atunci când vorbește despre maturitatea asta a ta stilistică? Nu. Te-am întrebat o pe te-am întrebat până, auzi. Până azi am crezut că nu, dar acum mi-am dat seama că da. Adevărat. Deci crezi că e puțin ironică? Da, adică simt sincer că mi apreciază stilul, dar e ceva acolo. Uite, ținuta de ieri nu mi-a plăcut, ceva. De exemplu. Doar ți-am spus că m-am fost întrebată. Nu mi-a plăcut rochea aceea. Adică mă e așa pe ocolită. Unii ani mi-ai spus că a sfat pentru mine. Că ok, nu se identifică prea multă lume, nu se destul de comercială. Da, am zis că dacă ai abordat-o niște... mai comercială. Că era într-un context. După care spui că ok, Julie te apreciază, ești prea bună, mai bine te duci în altă parte. Da, asta glumeam, că mi se pare că ești foarte diferită de noi toate de aici. Adică ești foarte diferită. Iar astăzi este la fel de diferită? Da, este în zona ei. Zona ei în sensul că... Stai un pic, nu zona ta, că... Zona că nu ești ca noi. La asta mă refer. Adică nu este o ținută cu care să... Mai ai un pic și mai ajungi în zona care de unde mă lua Raluca la început cu alienul ciudat. Ce zici? Nu, nu am zis asta. Da, să știi că mie îmi place foarte mult. Eu întotdeauna mi-am dorit să fiu... pe lângă sau împotriva, sau nu neapărat altfel. Altfel, da, ca... Așa da, poți și, să fii și... altfel după diverse... Eu ca personalitate am fost... Mie îmi place foarte mult așa? De tine, tu știi lucrul ăsta și nu am cum să schimb asta. Îmi place de tine, ai multe calități și din punct de vedere intelectual și multe păreri le împărtășesc. Îmi place că înțelegi lucrurile exact așa cum sunt, nu... Mă rog, știi ce vreau să spun? Da. Și lucruri de genul ăsta. Am înțeles. Însă în ceea ce privește ținutele, mi se par unele de Marte, cum, nu știu, de pe Marte. Habar n-am. Am înțeles, Cristina. Mi se pare o descriere minunată, pe care mi-o asum, pentru că îmi doresc să asta nu e ceva rău. Altfel și a fost un drum lung de învățare, până la urmă, pentru că nu am știut cine sunt. Și acum îmi place la nebunie să mă exprim și prin haine, pe lângă muzică. Iar ce mă plac un pic mai mult, mă zisperi, că trebuie să mai cânt și eu. Andreea? Mi-e place ținuta asta colorată. Chiar îmi place Alexandra ținuta colorată. Îmi place și ce ai în picioare. Pantalonii sunt superbi. Dar cu geanta aia nu prea. Da, dragă, e tot în zona asta de sustenabilitate, din materiale reciclabile. E o poveste. Am înțeles asta, dar n-aș putea să spun că e o geantă superbă dacă... Da, normal. Nu, deci chiar nu. Dar de ce râdeai? Când te-am întrebat, la început. Că eram sigură că o să mă întreb pe mine, Ilinca. A, da? Da. Așa previzibil am ajuns? Da. Au? Îmi place de mine, trebuie să revizuiesc un pic comportamentul. Să vedem ce spun jurații. Alexandra, te rog.
Bună seara! Bună seara! Păi mă, Alexandra, n-ai mai venit tu cam prin aceeași zonă? Nu. Cam cu aceleași culori? A fost colorat, dar n-a cam fost altă cu același poveste. Papagal? Altă glășbeală, alt papagal. Cu aceleași glășbeală, altă mărie cu altă pălărie. Da, mi s-a părut din zonă destul de diferită. Într-adevăr, colorat, tot cu trenci. Păi tot dar... aceeași chestie. Tot aceleași chestii. Chiar așa, încălțările schimbă destul de mult zona. Da, încălțările sunt cele care schimbă zona, dar în rest, acum... Și mă rog, am vrut și să mă aliniez la povestea asta cu sustenabilitatea. Ei, lasă că să dacă vrei să vezi într-adevăr sau cine, stilista ta care te îmbracă, dacă vrea să vadă ce înseamnă chestii reciclabile, mă invit la mine să vadă ceva adevărat, nu chestiile astea. Păi invită-mă nu vreau mine. Să jignesc pe nimeni. Da. Păi vin eu chestii portabile. Dar, da, poți să vii după okay. te concurs. Nu-mi place, pentru că te repeți și am pretenții de la tine. Păi eu nu știu ce să mai zic, că de acum am început să diversific destul de mult. Eu am fost și punk, am fost și Spanish, și am fost și fava, dar am făcut și striptease în emisiunea asta. Lasă, când te-ai îmbrăcat cu ceva asemănător? Acum... Am avut săptămâna trecută, dar nu, eu zic că nu e chiar același lucru. Prea repede. Păi da. Prea repede. E cam același lucru, în afară de încălțăminte, care e foarte frumoasă. Bine, și ai integrat-o foarte bine. Ai prea repede. E același lucru. Da, aproape același lucru. Care cu totul alt aer. Ai strâns părul? Da. Ai un machiaj frumos? Da, mai era varianta să fac un wet look, dar wet look chiar l-am repetat de multe ori și atunci am renunțat, am strâns părul. Da. Și eu zic că e o chestie destul de diferită și eu cred că în emisiunea asta chiar am diversificat de... Figuric. Destul de mult. Noi am ieșit din zona mea de safety de mai timp. Poți până la finală, dacă vrei să ajungi în finală, mai poți, mai ai niște trepte de urcat și de făcut niște lucruri, într-un fel. Chiar că ți-ești din zona de safety, dar știi ce vreau să te întreb? De foarte mult ori, într-adevăr, Dea Codrea, când a văzut ghetele, ce a zis? Că-mi plac. Eram sigură, asta vreau să te întreb, că știu că... Am și întrebat-o de unde sunt. Ah, exact. Exact, asta vreau să întreb neapărat, pentru că sunt genul ei. Vezi, uite, așa ușor, ușor ajunge să vă cunoaște preferințele ținută pe care o port. Azi este o surpriză super plăcută pentru mine. Și da. Ce pe care o portă Dea și ce pe care o porți tu. Pentru că e adevărat că ai mai apărut săptămâna trecută, așa cum ai spus, cu o ținută tot în culori din astea puternice, însă atât de rar pui culori puternice, atât de rar te vedești pe tine omul față de ce ai venit ieri gri cu gri. Era un era ținută de ieri pe care ai purtat-o mie. Era frumos. De aproape. Bine. Lor le-a plăcut. Mie îmi place cea pe care o poți astăzi. Îmi place trenciul, îmi place cum se potrivește cu cizmele, îmi place felul ăsta de breton pleșcăit. Așa puțin, așa a luat așa cu avion. Pleșcăvița! De la pensionarele Lăici cu Damigiana! A, bine, am înțeles. Pleșcăvița! E, pleșcăvița! Ai văzut cum se potrivesc toate. Și geanta aia acolo, ea a făcut-o tot dintr-o mapă de-aia de plastic. Rafie. De alea de lătrăsnești când le scoți peste o rafie. Nu e rafie, de-aia de plăsnești. Eu cred totuși că Șișcanu se răsfață un pic când îți spune ce spune, pentru că eu am văzut-o zilele trecute cu un pillow bag. Păi dacă tu îți cumperi un pillow bag de la designerul care a devenit celebru fix pentru tipul ăsta de geantă, fix pentru tipul ăsta de încălțare, că nu sunt de la ăla, pentru tipul, de ce ți-ai pillow bag-ul? Pe mine chestia asta m-a mirat întotdeauna în plan local și am să spun de ce. De vreo 4-5 sezoane au început să fie și la noi cu liste triple S-urile alea, bărcile... Da. Așa, bun. Dacă tu ai fi venit la 99,99% dintre cei care le poartă acum cu acele triple S-uri, acum 10 ani, te-ar fi scuipat. Exact. Și-ar fi zis, eu să port asta, bărcile eu să fac aia. Adu-ți aminte de moda tip Brick Owens... cu pantaloni deconstruiți, fusta pantalon, pantalonul cu turul până jos, cu tricou rochie, și cu tripălesurile în picioare. Toată lumea. Acum toată lumea cu precădere. Bodyguards, taximetriști. Eu nu spun că ar fi ceva neregulă. Dacă tu la ăia veneai acum 10 ani de zile, ăia pe homofobie masivă, pe misoginism masivă, nu știu ce. Dacă tu acum 10 ani veneai la ăia cu pantalon tip fustă, cu tricou gen rochie și cu alea în picioare... Ei și pensați cu șablon și cu o poșețică, păi te-au la bătaie. Și acum nu mai știu cum să propună penibilii nușile discotecilor, că zici că sunt lăici neglășbite. Înțelegi? Da, domnul Munteanu. La noi vine feița asta, la noi vine mai mult mai greu. E adevărat, dar... Și asta e o chestie penibilă, știi?
Ok, dar Alexandra trebuie să câștige concursul acum. Degeaba dar vine. Eu nu spun că trebuie să câștige Alexandra sau altcineva concursul ăsta. Asta nu ține de noi. Tot ce pot să spun este că această femeie aici prezentă, din punctul meu de vedere, a făcut cele mai mari variațiuni stilistice posibile în această competiție. Da. Atât tot. Că îmi place, că nu-mi place. Cel mai mare pericol în meseria mea este să mă raportez doar la ce îmi place și să jurizez sau să critic sau nu doar ce îmi place. În momentul în care ajungi să spui că mie îmi place doar aia și rămâi tu stachină nera, că ție îți place nu știu ce, evoluția ta ca individ în momentul ăla e zero. Sunt zero. Exact. Bravo, ai stil. Eu vreau să spun și despre Dea că a făcut mari progrese. Și Dea Codra, bineînțeles, dar toate fetele încearcă cu precădere cetățeana. Mulțumesc, mă. Nu e fiecare zi duminică, fiță. Dar e bine, Alexandra, asta e o nouă vorbă. Să fie vineri, Friday I'm in love. Trebuia. Mulțumesc. Cine ora? The Cure, Friday I'm in love, nu? Da. Alți triști. Nu mi-e scurt. E ce? Nu mi-e scurt. Dar ce ai cu bonei? În primul rând că fata asta i-a zăpăcit, i-a nebunit. Doi. I-a agresat, măi, este o formă de agresiune. Ce deci ce face cu cai ăia? Ce face cu ponei ăia? Este o formă. O formă ordinară. Are nevoie de liniște. Și eu am nevoie de liniște. Și să se vedea săracul cățelușul de nu știu câte ori. A dat cu ei în masă. Că nu te mai suportă. Fața are. Dar tu mă suporți. Și ce impresie are. Eu nu pot să-l las. Pe rău, ordinară. Nu mai vrei să pui să le apură de la măsă. Auzi ce a spus ordinara. Ce? Omul ăsta a spus că i-ai scos creierii cu ponei. Dar până la sfârșit misiunii ăsta este, trebuie să se încoroneze, trebuie să stea până la finală. Este ca și cum tu iei pasul cuiva la jumătate de competiție. Când îl băgăm la facultate, reiei la ternosicai. Orice. Când o intra la facultate. Primele lucruri care să le roadă, o să-ți roadă ponei. Îi dau eu lui și aduc alții. Dom'le, cum toată lumea trebuie să intre în finală, așa și ponei aia. Și tu nu mai pleca să mi-ntorci spatele cu scro. Ai auzit? Eu jur că am auzit ponei data viitoare și nu se mai niciodată. Să vedem cu ce mai dăm masă. Nu uitați nicio secundă că practic nu doar verdictul juraților contează în această competiție. Ierarhia depinde de la un moment dat încolo de votul telespectatorilor. Așa că nu uitați niciodată pentru cine și mai ales de ce ați venit în competiția Bravo Ai Stil. Uite, Oana Radu, de exemplu, n-a uitat, nu Oana? O să-i cânt? Da, pot avea vreo piesă, stai puțin. Să iubiți trandafirii. Să cânte la Luca, care e cea mai bună voce din juriu, mă scuzați. Ah, te divinizez. Poftește, te rog eu, fă ce vrei tu, fă-ți de capaci. Sunt tristă, Ilinca. De ce, Oana, că te văd? Sunt foarte tristă, pentru că plecând de la barul la țigareta în Măceșu de Sus, de unde v-am spus că este și tatăl meu, am ajuns la dispensarul din sat și căutând printre fișiere, pentru că voiam să văd anumite situații, dacă toți angajații mei sunt sănătoși, am aflat păi că la dispensar ce afli, fetiță? Stai, dragă, să-ți povestesc. Lăței. Am aflat că... Lăței. Cum să mai numesc astea? Ai putea să închezi dragă, sunt niște bine, condiții fii, da, nu medicale. Nu vreau să vorbim despre ele la Bravo Ai Stil. Dar crezi că lumea acasă n-a avut sau ce? Da, crezi că lumea acasă nu, n-a avut. Nu, fătiță, lumea acasă a stat din mănăstirea pasărea. Morbid. Că nu mai știa cum să-și radă de pe ei. Înțeleg, dar nu vreau să lasă-l, vorbim despre îmi place asta. Că știu eu ce fac ei acasă. Da, bine, că la ora asta cred că au încis. Cred că se uită cu un ochi la noi și cu un ochi. Ce? Băi, stai normal și faceți dragă dragoste. Da, să facă dragă dragoste. Păi ce să stea neîndrăgostite zi, Oana Radu?
am aflat, dragă Moris, că am fost adoptată. Și sunt foarte supărată, pentru că eu credeam că tatăl meu este de fapt Napoleon. Știți că v-am povestit. Da! Dar, din păcate, nu este el. Și am mers la orfelinatul de unde am fost recuperată și am aflat că părinții mei sunt amândoi pușcăriași. Și... Fetiță de altă poveste, nu găsești tu pe final de emisiune. Păi da, e adevărul, pe mine chiar m-a lătat o pușcăriaș în spital. Da, asta ești așa drăcoasă, îmi place de tine. Și voiam să vă spun că merg să o cunosc pe mama mea, care se pare că este închisă pentru crimă. Fetița asta bagă și cuțitul noi, bravo, ai stil. Acum, înainte, nu mai ne luăm cu tine. Eu cum să fac să vă explic ce prea, vă mai explic? E prea de film de groază, e prea mult, da, prea mult, pentru mine e prea mult. Mie mi se pare de Almodovar povestea asta. Da, bine. Teoros, cum ți se pare? Ținuta. Se termină bine? Soro. Cum ești extraordinar de frumoasă. Încălțările nu le-aș fi pus. Mi se pare că se întâmplă ceva acolo, că nu te avantajează în combinație cu rochița. Ok. În rest, ești ceva rău. Fața și cu basca pe cap și părul și ruj roșu. Ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Mulțumesc, Teoros. Roxana? Da, la fel, nu văd sandalele alea cu avantajează absolut deloc. Deci, paranteză, am cumpărat sandalele astea de foarte mult timp. Și eu m-am chinuit să le port. Voiam să le port. Nu vreți să știți? Acelea. Nu, nu povestești, Oana Radu. Da, nu le povestesc. Deci nu vreți să știți unde am purtat sandalele astea în afară de aici. Dar noi știm. A, vă știți? Da. Unde? Nu se poate. La Sibiu. Și până că n-am mai ajuns în Sibiu, m-am cazat la o cabană. N-au mai văzut munții de la Bâlea, așa, sandale. Deci îți place ținuta, Roxana? E frumoasă sandalele alea, nu le văd în combinația asta și nici geanta. Geanta nu are nicio treabă. N-am avut ceva mai potrivit. Păi da, mai ieși un pic din ele, am înțeles, ai genți de branduri. Dar nu am luat-o de asta, am și genți care nu sunt de brand. Mai ieși un pic din ele, că nu are nicio treabă în combinația asta. Ok, mulțumesc. Dar e frumoasă ținuta sau fata? Da, ea e frumoasă. Ținuta, e frumoasă, nici ok. Nici cămașa, nu știu dacă eu aș fi pus-o neapărat. Adică ai, puteai, poate, să fii doar cu rochița, dar a vrut să fac un styling. Da, o să zic că jur eu, nu... Deci nu-ți place cămașa, nu-ți plac sandalele, nu-ți place geanta? E așa ca apariție frumoasă, dar geanta cu sandalele n-au nicio treabă. Rochița cu... e acceptabil cu cămașa. Iar fața cu treaba asta în cap îți stă foarte, foarte ok. Cred că mulțumesc, știu ce să practic, facem. Ies niște ațe de acolo, vă zic, eu tragem de lei, scurtăm rochița și sunt bune și încălțări. Trebuia să vii ca de pe balcon direct, cum erai pe balcon. E, lasă, că uite, exact așa cum e, Oana merge chiar acum în fața juraților. Oana Radu, dramatică, fetițo, trebuie să învățați în viață să vă faceți intrări, să fii dramatică ieșind din lift, să fii de seară, să fii cu spatele gol. Dați-mi voie. Când ai fost tu cu spatele gol ultima oară, fetiță? La Transfăgărașan. Aseară am dormit. Eu când zic gol a la Jana până la noadă. Am spus până la noadă, aseară. Bine. Unde ai fost aseară? Bravo, pat. Ai văzut, mă, cum ai luat Bravo Stil? Și nici nu ai fost în aseară. Pat sau în parc? În pat. În pat? Până la noadă. Fără Bravo Stil, ia-ți-le înapoi, fetiță. Am fost în parc. În parc? În pat! În gol? Am pat. Dar ce nu înțelegeți, domnul Munteanu? Parcă asta... Ce făceam în parc? Eu în parc merg altfel. În parc poți să faci. În parc merg altfel. Ești frumoasă, foc, dar geanta nu merge. Da, ținuta îmi place, per total. Zic și eu repede... E cionel. Fii atent. Cionel. Da, cionel. Nu, dar fii atent. Nu erau genul de sandale pe care m-aș aștea să le cuperi tu. Le-ai achiziționat de curând, ori le-ai acum, mai de mult. Să vă spun drept că eu nu mint la televizor. Este un magazin de unde îmi cumpăr, sunt două, de unde îmi cumpăr chestii second de la niște... De la branduri. Da. Și era reducere. Am înțeles. Ca și pantofii. Eu am înțeles. I-a luat în acea zi. Acum te înțeleg. Tu faci ca măsa mare. Să știi că și eu am acasă multe chestii care nu mi se potrivesc și nici nu-mi plac. Nici nu cred că îți plac sandalele astea. Și maro. Îmi plac. Maro. Da. Modelul în sine de sandal și mi se pare... Și culoarea și modelul îmi place. Bine, ce crezi? Îți vine foarte bine toată ținuta. Ești frumoasă la față, foc. Mi se pare că bucla intră în volan, lucru care nu prea mă fericește. Dar las-o așa, e așa. Geanta nu merge, dar în rest, splendidisimă, Oana Radu, bravo, stil. Mulțumesc. Ai sutien negru sau mi se pare mie? Nu știu, nu mai știu ce am pe mine. Dar vreau să verificați dumneavoastră. Păi vin, o să verific. Au!
au. De ce? Jurul are voie să verifice, nu? A, da? Eu vreau să văd în de și eu pot să verific și unei invitați pe care o să aibă concurente de acum înainte, dacă îți mai avea. Eu zic să începă Măsa Mare să verifice pe aici, până platou, până la invitați. Ai sutien negru? Că nu mai știu. Are sutien negru? Deci dacă noastră îmi dați nebravo ai stil, sunt deci ultima. Are, deci gata. Are sutien negru. Păi da, frumoasă ești de aproape. Dar mi-am acoperit. Asta de cavalină ți-am spus că e urâtă. Dar mie nu-mi plăcut, de ce nu vă place? Dar în rest, chiar și cu sutienul negru, ești foarte frumos. Frumoasă ești, bă, băiatule, frumoasă ești. Mulțumesc la fel. Și s-ar putea să-ți accepte invitația după emisiune. Păi, haideți odată. Hai, aș pleacă. Păi, ci că nu mai pot de când mă tot amăgiți. Că mă invitați, că mă scoateți, că nu știu ce îmi spuneți. Păi, ai zis doar după ce se termine emisiunea, acum... ori după ce ești tu eliminată, care din ele o dorești? Să termine emisiunea sau să fie eliminată? Să termine emisiunea, dragă. Dumnezeu știe cum mai vine pentru mine. Așa, că ce-o... Hai, bravo, ai stil. Mulțumesc. Felicitări, Oana Radu! Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Fii atent aici, lasă-mă! Dacă te-ar prinde într-un colț ăsta pătrării concurentele astea, să vor dacă mi-aș scoate doar o șișoară din tine, visi treaba ta! Asta e valabil pentru orice sezon! Știi cum te ia? Ca pești și pirania pe tine, mici așa, dar vezi că duc alte mici, te fac pirania! În emisiunea asta, cred că toate promourile vor fi doar cu fețele mele. Auzi, de ce închideți fețe emisiunea aceasta superbă cu Șișca? Păi vreau... Aoleo, am și uitat! Ia uite, iartă-mă, cred că e o arăt ultima fetiță. Game over! Chiar vrei să rămânem fără rating pe final de emisiune, că închideți emisiunea cu Șișcanu? Pa, vreau să fie rating un aer! Cum ne-a ajuns astea pe la maturități stilistice? N-ai înțeles! Credeam că a fost ultima la rândul și vreau să-mi scot asta din cap! Sunt bomboana de pe tot. Ai vină bomboana atunci, vină fetiță, haide. E foame. Bun găsit, Cristina Șișcanu! Ce facem astăzi? Am o tranzacție cu domnul Boteza. No. Hey, hai! Da, domnul... Ce tranzicție tranzicționați? Îi vând un teren. Unde? Unde o fi? La Corbeanca, așa e bine? Mare! Da, e bine, păi depinde și de plus. Și dacă îmi dați și steluță, vi-l dau și gratis. Ăla, atunci ia-l pisi. Ia-l pisi dacă e. Deja joacă tare, Cristina. O fi drept cu 3 metri pătrați. Roxana, consider că are Cristina o disperare în a fi în centrul atenției? Da. Ai spus asta la testimoniale. Mi se pare foarte disperată să fie în centrul atenției, sub orice formă. Oricum, cu oricine, despre oricine ar fi vorba, mai ales despre mine. Mi se, nu știu, simt disperarea asta. Draga mea, și ce să vezi, nu depun niciun efort. Păi tocmai aici e disperarea, n-ai înțeles. Serios? Da. Știi ce înseamnă? Niciodată nu înțelegi la ce mă refer eu. Niciodată, recunosc. Nu, eu nu înțeleg limba ta. E foarte bine că te simți, asta e un... încep bine, e un lucru bun. Dar nu înțeleg limba ta, limba pe care o vorbești. Înseamnă că nu avem nici cea mai mică chimie, asta oricum știam că nu o avem, dar... Da. Cristina încearcă mereu să fie în centrul atenției. Sub orice formă, adică ori comentează că e cea mai steață, ori că e cea mai bună, ori că e cea mai stirată, ori că alta e, nu e atât de stirată ca ea. Cred că încearcă mereu să fie în centrul atenției. Mie una așa mi se pare că încearcă mereu Cristina să fie, adică e o disperare prin faptul că ea încearcă să fie mereu în centrul atenției și asta se vede. Ce mai vrei, Linca? A fi disperat înseamnă să faci, să dregi, să... Păi tu nu faci niciun efort ca să fii un centru atenției. Mai nu ai început tu să fii, să ți se par că e mai inteligent, să taci din gură,
Că știi cum se zice, deșteptul cedează și ai zis, lasă-mă să fiu eu aia. Da, am cedat ce am cedat, nu știu la ce te referi. Dar până acum nu mi s-a părut că era eu doamnă, Cristina Șișcan. Nu știu la ce te referi. Chiar nu mi s-a părut a fi eu doamnă până azi. Dar nu vorbeam despre a fi doamnă sau a nu fi doamnă. Vorbeam despre faptul că mi-ai spus că sunt disperată să fiu în centru atenției. Așa mi se pare mie, poți să m-am întrebat. A fi disperat să fii în centru atenției înseamnă a face lucruri mereu, să te chinui, să te tăvălești pe jos, să faci, să dregi. Eu sunt întrebată, răspund. Faptul că vorbele mele stârnesc valuri sau nasc subiecte, de, nu era vorba asta de înseamnă vorbele cu totul tale. Și cu totul altceva. E vorba de atitudinea asta nu ta, înseamnă Cristina. A fi disperat. Altceva? Așa mi se pare mie. Vreo problemă că îmi dau cu părerea? Nu, și am adus argument că okay. Nu sunt disperată, dar dacă tu vrei să crezi că sunt disperată, poți să crezi absolut orice, că părerea dar nu te-am ta nu întrebat, contează. Eu doar mi-am spus cu părerea privește. Pentru că am fost întrebată. Bine. Ok. Mă bucur pentru tine. Bravo. Ce să zic? Na. Dar de ce consideri asta, Roxana? Că așa mi se pare mie. Încearcă mereu să pară foarte inteligent. Nu încerc să par așa sunt. Asta tu n-ai înțeles. Păi uite, aici e disperarea. Nu e disperare. Eu vreau să... Pentru că spui un lucru eronat. Eu nu încerc să par. Nu încerc să fac pe interesantă. Fii obișnuită cu oameni din jurul meu care sunt extrem de autentici și nu știu. Nu mi se pare deloc autentică, nu mi se pare deloc... Asta e altceva. Poți să-ți exprimi opinia cum vrei tu despre mine din punctul ăsta de vedere. Că nu se pare că sub orice preț să vii cumva, dar să par și deșteaptă, dar și doamnă, dar și cumva... Hai să-ți spun un lucru. Nu poți să par deștept. Poți să pari odată, de două ori, de trei ori, dar la un moment dat, dacă nu ești deștept, nu mai poți să... Nu poți să păi și acum minți la cam nesfârșit. Nu poți să minți tăcut la nesfârșit. Tăcut ai cedat, ce ai zis? La asta că la ce te referi? Când a cedat? Acum, de ieri, azi, e tot mai tăcut, lasă, face pe interesanta, zice, lasă nu că merge treaba asta. Nu fac pe interesanta, sunt. Am mai, tu nu înțelegi? Nu fac. Sunt. Tu ești cea mai deosebită oricum, Cristina, știi. Eu vorbesc strict despre mine, nu în raport știm cu cineva. Știm că ești cea mai inteligentă, cea mai stilată, cea mai deșteaptă. Nu, sunt mai foarte deșteaptă. Multe fete inteligente în platou, foarte multe și mă bucur nu, că... Nu știm, cea mai sexy, aici. Mai era ceva, ce mai era? Adevăr, n-am spus că dar sunt cea mai sexy. Dar știm că ești cea mai bună dintre toate, mulțumesc okay. Frumos pentru compliment, eu okay. N-am spus că sunt cea mai am sexy. Am înțeles, uite am disperarea. Am fost întrebată de domnul Munteanu, nu, dar spui lucruri eronate și vreau să am grijă să nu le expui și să le perpetuezi la infinit. Bine. Domnul Munteanu a întrebat. M-a întrebat pe mine să-mi spun eu părerea, cine e cea mai sexy dintre noi? Și părerea mea, și repet, este subiectivă, am spus că eu. Cu ce am greșit? Asta nu înseamnă nici că așa este și nici că sunt cea mai sexy. Nu cred că înțelegi nuanțele. Mâine trebuie să mă duc la manicură, da. Exact. Cum spui asta îi face foarte bine că te mai relaxezi. Cum spui tu, Cristi? Dar, Roxana, consider că le iei fața unor concurente, de exemplu, uite, Cristinei? Păi ele au spus că nu mă mai bag în seamă. Sau fetele au impresia asta. Ele au spus tine. Că nu mă mai bag în seamă că prea multă atenție, valoare, vorba Andrei mi-au dat. Și eu le-am spus atunci, vă iau fața sau de ce nu mai îmi dați atenție? Nu? Odată ce le vezi pe toate trei gaițele care vin peste tine, uite, voi tine nu le mai, gata, de mâine nu mai băgăm în seamă, dar cum asta le provoc puțin imediat asta. Nu poți să ne faci pe noi gaițe, asta este o jignire, eu de exemplu nu ți-am e un show. Așa ceva. Și am zis că ați fi bune la show gaițele. Pe de o parte, dar oricum nu mă interesează nici dacă m-ai jignit. La fetele își doreau să nu mai discutăm despre mine, că prea au impresia că le iau fața și prea mă bag în seamă. Da, da. Dar tu tot îți găsești. Nu, data trecută tu în platou i-ai zis Andrei cu ce s-a marcat ea și că nu i-ai zis cu subiect și predicat exact cu ce s-a marcat ea în televiziune și păi, că de ce am întrebat-o. Televiziune. Trebuia să ne răspundă ea. Păi da, dacă spune cu subiect și predicat lucrurile astea, nu se asemănă niciodată. Cum? Dacă ea nu spune cu subiect și predicat lucrurile astea, tu nu întrebi direct lucrurile astea, nu se asemănă niciodată. Păi trebuie. Am întrebat-o absolut direct. Direct. Că nu știe ea ce să răspundă, asta e altceva. Nu-l știați? Chiar există! Îl punem în scenă aici, adică l-a spus voi deja, oricum. Nu e un lucru rău, eu n-am jignit. Da, nici nu contează. Citește, uite-te pe internet, uitați-vă și okay, la lucruri din astea, nu doar Roxana, poți să mine. Mă jignești în acest dar nu moment, că nu mă interesează. Deci poți să faci ce vrei tu, poți uite, să uite, mai interesează, că nu ești așa inteligentă, dacă nu știi. A fi inteligent înseamnă altceva, dar nu contează asta. Nu să știi despre, nu știu ce... N-ai cultură generală. Te-am prins? Da. Hai să dăm test de te-am cultură prins? Generală și vedem după aceea. Mi se pare falsă, da. Și disperată după atenție. Doamne, eu nu fac niciun fel de strategie sau să mă gândesc eu ce să mai fac, ce să mai zic ca să ies în evidență. Asta e personalitatea mea, așa sunt eu.
Nu fac, nu depun niciun efort ca să fiu în centrul atenției. Eu ce simt, ce gândesc, aceea expun. Atâta tot. Hai să lăsăm testele pentru altă dată. Deocamdată să vorbim despre ținută, Roxana. Îmi place, arată foarte bine. Mi se pare că se cam chinuie pe pantofii, adică te dezechilibrezi când nu umbli. Nu mă chinu absolut deloc, chiar sunt foarte comuns. În schimbare sunt foarte bine. Sunt foarte comuns. Pantofii ăștia... Eu îți spun cum văd. Mulțumesc, Roxana. Alexandra. Vai, vai. Atitudine la maxim. Ești o bombană caramel, nu ești o bombană fondantă. A, ți-a rămas asta, că am zis că ești bombană de pe tort. Lasă, dragă, ești tu oricum, ți-am spus de atâtea ori. Nu-ți mai face griji. Dar ești acolo, sus, foarte sus, unde nici nu te ajunge. Vedem, au vedeat cât de sus e Alexandra. Cristina, dar care e clasament? Ce-i cu tine? Nu, așa mi s-a părut că ai spus așa, ca și cum un pic, na. Dar știi că te mai tachinezi. Da, știu și eu te-am tachinat acum, dar e real de... ceea ce spun eu vis-a-vis. Se pare că te agăți un pic prea mult de chestia asta cu clasament, de nu știu ce. Crezi că ne încercăm prea mult acolo. Și nu e cazul. Păi, nu știu, mi se pare că tu împingi prea mult. Nu mai înțeleg exact atitudinea ta față de mine. Și unde vrei să ajungi. Orice ar fi, mi-ești foarte drag. Asta e. Și asta nu se va schimba, exact. Cred, niciun fel. Iar ținuta? E un bej cu bej destul de reușit. Nu mă omor după acel detaliu de pe fustă. Mă uit pe TV, partea de sus arată foarte bine topul acela cu cămașa și așa. Nu aș fi pus acești pantofi, știu că ai luat. Trebuie să ai dat bani o grămadă pe el, investiția, să amortizezi. Investiția, da. Trebuie valorificată. Da. Okay. Stă bine cu ochelarii, în mare e bine. Okay, e okay. Mulțumesc, Alexandra. Acum vedem ce spun jurații în fața lor, Cristina Șișcanu. Cristina, bună, dragă, bine ai revenit. Bine v-am găsit. Îți sugerez să urmărești pe Instagram, pe influencerele astea din străinătatea asta de... Rupiele Netu și like-urile Leoni Hana, astea, Weekend the Kid, Mentlova, astea, cum le mai chema. Pentru că așa o să vezi 1000 de styling-uri în care poți purta corect pantofii ăștia. Topul îmi place foarte mult. Pantofii, inutil să spun că îmi plac. Am zis că îmi plac. Nu. Sunt mișto, am înțeles. Sunt un statement deja global. Nu mai merge să mai comentăm. Geanta, coajă, vorba, știi? Am o poză cu o geantă adevărată, dar nu e a mea. Ai o poză cu o geantă adevărată? La fel, dar cu o geantă adevărată. Al model care să se menor, cum să știi că este un brand care aici la mall, un brand civilizat, care face niște geni oare cum asemănătoare. Și da. Oricum sunt mai civilizate. Da. În fine, ținuta este bună. Ținuta e bună, un bej cu bej reușițel. Și mie îmi place, mai puțin pantofii. Dacă vă uitați cu atenție, o să vedeți că și sexy, că fiind așa din plasă... Da, m-am uitat cu atenție că mi-a venit cu ei în platou. Păi dacă investiția trebuie scoasă, exact. Da. No, la mai pantofi, ales că nu-s nici evenimente în perioada. E a treia oară când vin, niciodată nu ți-am apreciat, dar asta nu contează foarte tare, pentru că astă seară voi aprecia styling-ul pe care l-ai făcut. E unul frumos, e unul corect. Îmi place și țoașca aia, nu știu cum arată, efectiv că ai sugrumat-o acolo. E ok că e sugrumat așa. Și din nou în seara asta, parcă ai aspectul ăla de Angelina Jolie, așa bătută, părăsită. Păi aveam întâlnire cu dumneavoastră, domnul Botezat. Abandonată, cu buzele alea ale ei, așa duble, cărnoase. Da. Și cine ai avea pe final de emisiune? De ce? Nu știu, pe fata asta am pus-o să-mi arate sutienul negru, care nu se potrivea, by the way, de-aia ți-am pus să-mi arate sutienul negru, că nu trebuie să spui sutien negru. Asta mică, mă rog, asta mică, asta care e măritată. E bine, că știu de la ceva mică, domnule, suntem asta mică. Îi spun că are buzele cărnoase duble, ca ale Angelinei Jolie, doamne. Nu știu, dă calina ca repede. Hai, game over, bravo. Sunt naturale, mulțumesc. Game over. Domnul Munteanu. Da, dragă, ăia sunt niște pantofi, practic, de pensionară, laică, cu damigeană. De pensionară sexy. Dar și cu ceva bănuț pe card. Dacă vrei, și cu ceva bănuț pe card, am un citără și-a strâns la pensii. Toată viețișoara și-a cumpărat pantofii. Să fie modernă când îi duce asta mică la Berlin. Exact. Dar nu că la Berlin nu se uită nici dracu la pantofii. Nici dracu, că nu-i mai vede nimeni.
Eu dar voiam să spun... Dar chiar nu vă plac pantofii ăștia? Nu, nu, dar nu, auzi, nu mai chestii de plăcut. Eu nu mi-aș lua niciodată păștea, mi-aș lua alte modele de la casa asta și casa asta oricum e foarte șmechere de mulți ani. Și ce mă întrebează la casa asta? Că, de-abia că este o casă descoperită în plan local de vreo 3 sezoane. Exact. Dar ea internațională e o casă glășbuită, feiță, de când era bunica, fată. Și tot timpul de mare nivel și de mare lux cu exact. Prețuri foarte mari. În ținuta aceasta, Șișcanu are din nou ceva târnosibil pe sovietic. O are ceva de Piața Roșie Kremlin. Bun. Feiță, eu te nu sunt agent secret. Te suspectez că tu virezi către o stângă extremă. Păi, dar oricum ea vine la... Mă contrazici? Deja Chișinău? Da. Ea a fost de multe ori pe acolo pe un vizită. Tu n-ai de un vreți să vă spun cum veneam eu la facultate în primele zile în București îmbrăcată? Ia. Cu tocuri așa... Cu ciorap plasă și cu fustă așa. Și nu înțelegeam de ce toți se uită la mine așa de ciudat și își dădeau cu atât. Adică, auzi, adică acolo la era... Chișinău așa merge toată lumea? Da. Gat, d-aia spune și pe stradă și prin autobuz acolo. La Chișinău toate așa mergeau. Acum, nu știu, tu, poate fetițo, să mai fiți singur. Tu, fetițo, ai putut să interpretezi superb o colhoznică așa-i. Din aia... Sănătoasă. Nu că sunt perversă. Bravo, mulțumesc frumos! Bravo, Estin Șișcaru! Felicitări, Cristina, ce domnul final de emisiune! Domnul Botezatu, să facem păi dat, actele! Păi dat, da, nu zic să facem actele, să vă cedeți terenul! A, bravo! E te călău ceva la combinația mulțumesc, asta! Mulțumesc, Cristina Șișcaru! Era mobilă! Era mobilă, da! Scria over pe ea, adică e terminată. Eu am crezut că scrie lover. Dar de ce spune că e over? Dar am făceam prezentări de modă, veneau sute, nu zeci de fete. Toate așa numai fuse scurte și într-un gol și... de 1,80 m de nu știam cum să aleg 30 de modele din sute. Fetiță, dacă ai văzut un vreo ajuns să rău de acolo, eu le-am pomenit cu scrop. Mini jupă, asta așa e. Bune toate? Sute de fete. Stătea creierul loc, da? Ala din bălți, cel puțin, stă... De unde? Da, într-adevăr, bălți. Dar, într-adevăr, au fost, numai. Adică am văzut așa? Nadia Sart, la toată generația aia de modele de fapt. Acu-iacu, unde ne doare cel mai tare? La tabelul cu steluțe. Să vedem tabelul. Hopa, hopa, stai așa că nu e așa. Andreea Tonciu la egalitate cu Dea Codrea, 17 steluțe, practic. Alexandra Ungureanu a fost detronată de Dea, care văd că vine tare, tare, tare din spate. Iar Andreea Tonciu se bate la egalitate cu Dea în număr de steluțe. Tare, ce să zic? Iar Teo Roz împreună cu Ana, din păcate, ne batem și poziție. Noi ultima poziție. Dar trebuie să fie cineva și în locul Biei, așa că noi suntem foarte fericite să ne aflăm pe primul loc, dar de jos. Da, dar eu nu văd nimic. Oricând se pot schimba lucrurile, câte fetelor, de-abia am început... Până în finală am timp 12, 13, 10, câte am ce vrei? 12. Am văzut șefa, câte am și... 12. 12, Emi. Vă mulțumesc, fetelor. Mâine ne așteaptă o ediție concept de zile mari, așa că vă invit să fiți alături de noi. Până atunci scrieți-ne și pe Facebook și pe Instagram. Numai bine!